Dumnezeu frumos. Pentru că astăzi e o zi ciudată și importantă pentru mine. Și mă bucur că sunteți. Vreau să încep cu Dezăjos, pentru că Dezăjos este o melodie care aduce în cer 5. Și eu am făcut multe în viața mea. Și printre altele le-am făcut multe. Mamă medalilor. Ciudat e că viața mea viețile mele s-au petrecut când de parte, când de alta baricade și nu înțelegeam de ce. De ce am fost și musulman și evreu și creștin și budist. Și cred că Allah are dreptul la o reparație morală din partea mea. Că eu am făcut destul. Ciudat, nu? Sper să înțelegeți și voi la un moment dat. Da. Probabil că nu o să vorbesc o dată de istoria religiilor, de ce sunt religii așa. Să vorbești de treaba asta. De Dumnezei. Oricum vorbim de Dumnezei azi. Ca să înțelegeți. Sunt ca la bloc start. Ca să înțelegeți și cu altarul ăsta. Centru. Maica, da? Maica, brâul Maicii Domnului este Maica din Atos. Da? Care mă iubește pe mine mult. N-aș fi ajuns în Atos dacă n-ar fi fost ea. Trebuie să vă anunț că voi nu știți. Eu sunt socotit eretic de secolul 21 și studiați la Ortodoxie împreună cu cred că Claudian Dumitriu, Borș și cred că Iucencu Jucai. Toți trei, toți patru suntem. Și evident mi s-a ai mei am mai spus treaba asta. Mi s-a refuzat accesul în Atos, motiv că sunt eretic. Și un amic al meu care vrea neapărat să ajungă în Atos, s-a dus la bisericile grecești. Și mănăstirile grecești au zis, dar de ce nu primesc mănăstirile ortodoxe, românești? Și el le-a spus, pentru că e considerat eretic. Iar care grecii au răspuns, foarte frumos. Înțeleg. Dacă Dumnezeu îl trimite în Atos și Maica îl vrea în Atos, cine suntem noi să ne opunem? Și mi-a dat. Așa că, din perspectiva cunoașterii mele, să știți că o să... Adică, i-am învățat mai mult pe greci decât pe români. Și Maica, rog, a fost de două ori în Atos, a doua oară m-au primit și români. Ceea ce e foarte bine. Pentru ei, că nu avem ce să învăț acolo. Singurul care m-a ajutat era prezența Maicii și Brâu. Icoana din
stângă. Ia mai aici un icoană făcătoare de minuni, se zice. Are un debreveu foarte mare. Am primit un cadou de la un prieten. Și o plimb după mine. Mă refer la icoana veche. Făcătoare de minuni, nu că să nu credeți că acum face ceva. Parcă e foarte veche și o beneficiată foarte mare. În dreapta e Sfântul Nicolae. De ce e Sfântul Nicolae? Pentru că după apariția atacului psihic, era să mor. Vă dați seama că am fost un fel de rață și toată lumea vrea să vadă, că eu știu ce spun acolo. Și mi-am luat, de la toată lumea, nu? Că știți că eu știu să agit pe toată lumea. Și de la biserică, și la masonerie, și de la clandestiție, și la maestrechii. Toată lumea a tras în mine atunci și am avut o perioadă destul de lungă, de câteva luni în care n-am dormit deloc, în care mă doream toate, și este singurul lucru care mi-a rămas de la tata și de la bunicii mei, de la bunica, mama mare, despre partea tatălui din Moltenia, și icoana asta era deasupra patului unde dormea. Când nu mai știam unde să mă ascund, că trăgeau toți mine ca după rație, m-am dus la tata la țară și m-am culcat în patul unde dormea mama mare. Mama mare a mea, Ilinca, era o femeie de aia credincioasă. În satul meu era un sat fără biserică. Și atunci mergea 12 km dus, 12 km întors, în fiecare duminică la liturghie, cu pomana pe cap. Și, mă rog, i-a învățat pe copii în credință. Și noaptea aia, când am dormit în patul acela, m-am visat pe Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae mi-a zis așa. Uite care-i treaba. Te ajut. Până la 50 de ani. O să faci ce te taie pe tine capul. Împlinesc anul ăsta. Poți să faci ce vrei tu. Dar la 50 de ani îmi faci mănăstire. Zic, ținte. Cum zice Romul, să moară mama. Face. Dacă vrei tu. A fost simpatică. După un timp, vreau să fac mănăstire acolo la mine la țară. Tata avea un teren în spate, foarte mare, lângă pădure. Ultima casă din sat, deci era perfect pentru că dacă de noi dărâm casa, e exact intrare mănăstiri. Sunt vreo 5.000 de metri pătrați. Deci ar fi suficient să faci ceva de genul ăsta, măcar de mușcă. Când face mănăstirea. Și îmi zice, știi, tu faci mai bine ce faci. Că te ocupi de oameni. Și îmi place cum îi crești. Zice, bine, nu spune elevii, spune ucenici, că mai am limbajul la caic. Și zice, ucenicii tăi sunt... Îmi place de ei. Sunt buni și răi. Adică, bă, cad, se ridică, cad, se ridică. Și... Încă sunt în dubiu, dar tot aș face o chestie de genul ăsta. Dar acum, într-un de mănăstire, că nu sunt eu foarte fan mănăstiri și cultul și mă țin de vorbă, destul, putem începe? Bun. În primul rând, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Băi, și știe lumea. Să începe cu o rugăciune care mi-a plăcea în mine, Părinte. Bine este cuvântat Dumnezeu nostru, Doamne, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietor, cu adevărul, care pretutindeni și toate le împlinești. Vistieri, bucurătăților și dătătorul de viață. Vino și te sărășește între noi și te curățește pe noi de toată întâlnirea
și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Meu, pentru numele Tău. Doamnește, 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 slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și porea și vecilor. Vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe un cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zile, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, și ne izbăvește de cer viclean, căci a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și curat și vecii vecilor. Amin. Ușa milostivii deschide de nou, binecuvântată Născătoare Dumnezeu, ca să nu pieri noi cei ce nădăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine nevoi creștiri mântuirea neamului creștinesc. Ușa milostivii. Cu mine se cu adevărat să Te fericim, Născătoare Dumnezeu, cea pură fericită și prea neminunată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Herubii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare Dumnezeu, Te mărim. Bucură-te, Marie, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui Tău, că L-ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Umble de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai plinit, plinirea bucuriei, mâhnirea păcatului, pierzând. Dumnezeu Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Făcătorul cetelor celor de foc și Făcătorul puterilor celor fără de trup, Maestrul celor ce înșal pământ, celor pământești pe care nimeni dintre oameni nu a văzut nici poate să-l vadă, de care se teme și se cutremură toată făptura, cel ce arunca din cer pe căpetii angel, care dintr-o fie și-a încordat grumază oarecând, și s-a lepăzat de sub așa prin neascultare, și pe înger ce împreună cu dânsi și potrivnici, care s-a avut diavol, i-a aruncat în negru cel adânc al iadului, fă ca blestemul acesta ce face numai tot ce e înfricoșitor, să fie spre îngrozirea acestui povățuitor a vechinii și a tuturor tapelor lui, care au căzut împreună cu el din lumina cea de sus, și pune-l pe fugă, și poruncește lui și diavolului să depărteze cu totul, ca să nu facă nicio vătămaie acestor suflete pecetuite. Ceea ce ești pecetuit, să ia puterii să calce peste șerpi și peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului. Că se laudă, se cinstește și toată sfera frică se slăvește prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Domnul, să ne rugăm, Doamne, miliește. Dumnezeu Cerul, Dumnezeu Lumină, Dumnezeu Înger ce Sfântării, Ta, Dumnezeu Arhanghelul Cerul de sub stăpânirea Ta. Dumnezeu Măritării Domnii, Dumnezeu Sfinților, Tatăl Domnului Iosu Iisus Hristos, ce ce dezăiască de ce legate cu moartea și prin născut Fiul Tău eliminat pe un cel pătruz de întuneric. Ce ce ai săpire durerea noastră și toată greutatea ai ușurată și toată nerucea vârmașul de noi depărtat. Și Tu, Fiul, ești Cuvântul Dumnezeu care cu moartea Ta ne-ai făcut nemuritor și ne-ai mărit cu slava Ta. Ceea ce cu învierea Ta ne-ai dăruit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu și ai putat cu cea toată sarcina păcatelor noastre. Ceea ce a luat asupra sfârșitul noastră și ai tămăduit-o, Doamne, care ne-ai făcut nouă care la cerul și căciune de sigur ce ne-ai prefăcut-o. Auzi-mă pe mine care cu dragoste și cu frică strică de Tine, cer de-a cărui frică să stăpezi munții, împreună cu tăria de sub cer, de-a cărui putere Duhul necumătătoare stihirul se cutremură pe zin hotarea lor, de-a cărui poruncă focul răspătirii nu va trece, nu va trece hotarea ce i s-au pus, ci suspinând așteaptă porunca Ta. De-a cărui frică toată făptura se chinește oftând cu suspine grăini și a vă că să aștepte vremea Sa. De care toată firea potrivnică a bugit și asta vrăjmașului s-a domnit. Diavolul a căzut, șarpele s-a căcat și balaurul s-a slăbit. Prin care neamul și neamul trezit sau luminar s-au întărit în Tine, Doamne, prin care piața s-a arătat de deja s-a întemeiat grăința, s-a întărit Evanghelia, s-a păgâit. Prin care omul pământesc s-a noi crescând în Tine, că cine este ca Tine Dumnezeu atât puternic. Pentru aceasta te rugăm pe Tine Dumnezeu al Părinții și Doamne al Milii, ceea ce ești mai înainte de și mai presus de fire, primește pe aceștia care au venit la Tine pentru numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu, Iisus Hristos și al Sfântului și prea puternicului de viață, Vântului Tău Duh, izgonește în sufletul lor toată neputința, toată necredința, tot Duhul necurat. Scuturător de sub pământ, din foc, nesuferit, poftitor, iubitor de aur, iubitor de argint, turbat de sunatul diavolului vreau și întunecat fără chip și fără rușine. Așa Dumnezeu, depărtează de la robii Tăi, vă spuneți numele,
Toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura zrujei, durească căutarea în stele, vraja cu mor, vraja cu pasăre, patima de sfătări, iubirea de cască, iubirea de cimbeția, de sunoaie, nușunea, amânia, iubirea de ceartinea, stâmpărarea și tot cugetul vichican. Așa, Doamne Dumnezeu nostru, insuflă-ntrâni și Duhul Tău cel pașnic. Insuflă-ntrâni și Duhul Tău cel pașnic. Insuflă-ntrâni și Duhul Tău cel pașnic. Ca fiind păzit de acestea să fie roade, de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îndelungă răbdare, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, căci sunt robii Tăi, în numele Lui Iisus Hristos, crezând trăimea cea de ființă și mărturisind împreună cu Îngerii, Arhanghelii, Duminicii și toată voastră cească. Păzește împreună cu dânsii și inimile noastre, și familia noastră, și copiii noștri, că puternic ești, Doamne, știi să avanțăm împreună și noi am născut Fiul Tău și pe Sfântului Bunului, de viață, Păcătorului Tău Duh, acum și în porea și în vecii vecilor. Amin. Am vrut să încep așa pentru voi și pentru mine. Asta era o rugăciune pe care mi-am făcea pentru Părintele Dusoftei când mă duceam la el, la școală. Acum, trebuie să vă spun ce reprezintă ziua asta și de ce. A treia zi de Paști este a treia zi în care cerurile sunt deschise. Și atunci, orice spui are tot o altă greutate decât în alte zile. Unul dintre duhovnicii mei, Părintele Pantaimon, era născut în a treia zi de Paști. O să vorbești despre ei, pentru că mare parte sunt ceea ce m-au ajutat ei să fiu. Vreau să spun de la început că intenția mea nu este să stric nimic, intenția mea nu este să critic pe nimeni, intenția mea este să descopăr adevărul, pentru că adevărul e singurul care îți dă putere. Și un adevăr incomplet este mai prost decât o minciună. Intenția mea este să scot la suprafață valorile cu adevărat spirituale sau valorile spirituale adevărate ale creștinismului care s-au pierdut în timp. Nu am reușit să le descoper pe toate. Sunt unele unde am ajuns la un nivel destul de bun. Sunt unele unde sunt deficitar. Eu, în general, am o capacitate destul de bună analiză și personală și a lucrurilor care mă cânjoară și a societății și a diverselor probleme. Și de multe ori mă duc acolo unde mă trimite Dumnezeu ca să rezolv probleme. Motivul apariției mele pe planeta asta, în viața asta, am tot stat să mă gândesc și întotdeauna am ajuns în locuri unde erau probleme. Părintele Pantaimon chiar spunea unde erau hop și dragoșul meu. Dar nu mergeam acolo pentru că mă atrăgea rău, ci pentru că găseam soluții. În momentul în care găseam o soluție, fugeam. Cred că astăzi reprezintă momentul în care fac o analiză a creștinismului, ce a avut, ce a pierdut, ce are valoros și, mă rog, eu o să dau și soluții, că așa sunt eu făcut. Nu e treaba mea să le îndeplinesc, dar pentru mine este o eliberare și de datoria pe care am față de poporul român și de o promisiune pe care am făcut-o lui Dumnezeu, ca să zic așa, că nu te trimite într-un loc degeaba. Și atunci, scopul. Scopul acestei conferințe este stabilirea unor adevăruri, da? În ce măsură să reușim asta este rezultatul examenului meu. Știți că examenul meu, acum că am făcut rugăciunea, am făcut-o către Dumnezeu primordial. Da? Cine înțelege multe, își dă seama că nu m-am oprit la. M-am dus către Dumnezeu primordial. Adică, trecem un pic deasupra altui nivel. Deci, este examenul, ca să zic așa, al meu în fața cerului. Este
ideea de stabilire unui adevăr istoric, e vorba de stabilirea unui adevăr moral, a unui adevăr spiritual. Foarte mult mi-am propus. Este eliberarea mea de frică. De ce? Pentru că duhovnicul meu, în momentul în care am înțeles mai mult, am zis, bine, și de ce nu se spune asta oamenilor? Și a zis, du-te într-o intersecție și spune. Și vezi, înțeleagă. Nu să zică că ești nebun și te internează la nou. Și, sincer, mi-a fost frică. Eu de venire am scris-o, pentru că în ea, sub formă de proză, am pus tot ce înțelesesem eu din creștinism la momentul respectiv. Mi-a fost frică să scriu. Atacul ții mult mai încolo. Și asta pentru că să știți că sunt mulți care au studiat spiritualitatea și care au studiat spiritualitatea și în la noi în țară și n-au spus tot. Mă rog, n-am de gând să... Azi nu... O să încerc să nu dau cu pietre nimeni. Nu asta e intenția, deși fondul meu m-ar face să fac treaba asta. O să mă limitez la a puncta tarele și puncte puternice ale creștinismului. Mi-a fost frică de biserică și mi-a fost frică de sinod, pentru că să știți că biserica are o putere. Această putere, când nu te supui ei, te distruge ca individ. Și atunci mi-a fost un pic teamă de reacția. Acum mă amuz. Numai că întotdeauna am avut această problemă în cap. Și asta este de vremea când am întâlnit un tip care era milionar și a cărei mamă fusese excomunicată din Biserica Catolică, știți? Mama era catolică, s-a căsătorit, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit cu un protestant, a apărut, mă rog, cel pe care l-am întâlnit eu. Și Biserica Catolică, pentru că s-a căsătorit cu un protestant, a excomunicat. Și am zis, ce fac eu? Dacă mă dă afară Biserica Ortodoxă. Și mi-a trebuit ceva timp să-mi dau seama că nu mă dă afară din România, că nu mă dă afară din planeta Pământ, de pe planeta Pământ, și nici din Univers, și că nu te dă afară de nicăieri. A, că pot să-ți facă rău, asta am văzut pe parcurs. Pentru care îi mulțumesc, pentru că tot ce nu te omoară, te face mai puternic. Mi-a fost frică, da, de a Curițenia Ortodoxă. M-am dus Pidalionul, știți? Pidalionul, adică legile după care se duce, se ghidează creștinismul, e plin de afurisiani și blesteme. Da? Și alea sunt foarte clare, sunt date ca legi. Nu e o întrebare ca mine sau ca o rugăciune. Ne rugăm ca cineva să facă pe el. Ai că după ceva? Ne rugăm. Nu am zis să dea Dumnezeu să faci pe tine. Am zis, bă, ne rugăm. Și în vechile religii, te puteai ruga. Știi, când se vrea să afli dreptatea, știți, și la daci. Trăgeai cu săgeată în sus, te rugai și la daci, la evrei. Și păi cădea în cap. Ducea mama lui. Ați înțeles? Știți cum se vedea? Era o formă ca să afle adevărul. Mă rog. Și ne pierdea ureata. Deci eu am fost foarte blând. Nu vreau să fiți supărați pe mine din cauza asta. Așa că mi-a fost frică, știți? Pael, excomunicarea, furisenia, bisericii, scoaterea. Până mi-am dat seama că ce să-ți ia. Nimeni nu poate să-ți ia dreptul de a fi. Numai Dumnezeu poate asta. Da? Bun. Știu că voi nu știți foarte multe despre mine și poate că e timpul să... Eu pot să spun despre mine că sunt un inițiat. Stăteam și mă gândeam, nu știu dacă sunt un maestru. Toți fac ăștia mișto de mine, ba că ești, ba că nu ești, ba că... Mă rog. Dar un inițiat sunt. Și o să vorbesc pe scurt, nu o să vă spun foarte mult, ca să înțelegeți de ce anume au greutate cuvintele mele.
Eu am ajuns în mănăstire prin anii 92-93, la Părintele Argat. Și atunci am văzut prima mai exorcizare. Să știți că Părintele Argat nu a fost primul meu mentor. Pentru că nu avea timp de mine și să știți că Părintele Argat nu a vrut să mă primească ca ucenic. Pentru că nu eram călugăr. Și m-a expediat. M-a expediat la Părintele Dusoftei. Părintele Dusoftei era un călugăr văzător cu Duhul, să spune, de la mănăstire, de la Ciorograd, de la Sămâncășești. Și acolo, pe la Părintele ăsta, m-am cam preumblat un an, doi. Și la două săptămâni mă duceam cu listă de întrebări. Și nu o să vă plictisesc foarte mult. Cert este că el era avea cataractă, nu vedea. Când m-am văzut prima oară, mi-a zis, te aștept de 20 de ani, cât mai aveai de gând să aștepți să vii. Mi-a dat afară cu toți care avea, vină face că avem de vorbit. Și Părintele Dusoftei avea două clase, adică trei. Era în mănăstire de la 7 ani, ceva de genul ăsta. De atunci era călugăr și era preot călugăr. Și el îmi făcea rugăciunea asta, fără blestem, și în momentul respectiv mă curăța. Îmi prelua tot de pe mine. Era... Ei, mă duceam la el, îmi dădea o prăjitură, mai multă, un pahar de vin, și stătea de vorbă. Și eu îl întrebam, bă, dar părinte, dacă când mă spovedești? Părinte, am spovedit până acum. Eu vroiam să stau în genunchi, să-mi pună toată firul în cap. Dar până acum ce am făcut? Păi e așa cu... Vrei tu așa? Hai, facem așa. Mă puneam, că știți, mai avem păsările cap și nu se pare că spovedanea trebuie să fie într-un anumit fel. Bun, nu o să vă... Cert este că de la Părintele Dusoftei am învățat multe. Și între lucrurile pe care am învățat, este cel care m-a scos prima oară afară din cor. Da? Adică mi-a făcut o rugăciune, m-a trimis acasă, era, țin minte că, iarnă, și m-am așezat pe pat și m-am trezit deasupra corpului meu. Și am zis, uuu, ce cold! E, m-am dus să văd ce face mama. Mama mea croșeta de obicei pe un fotoliu la televizor. Acum, cum m-am dus în duh, mama croșetat pe canapea, m-am întors în corp, m-am dus să văd unde era mama și ghiciți ce făcea. Croșetat pe canapea. Și atunci am început să mă joc, evident. M-am jucat așa foarte mult, adică mie mi-a plăcut să mă duc prin casă, pe la oameni, să văd ce fac. Am făcut multe de genul ăsta. Până la un moment dat te trage cineva de urechi și spune, vezi că nu e prea corect ce faci, că nu ai voie să intri în intimitatea oamenilor. Apare tendința aia să intri în intimitatea, mai ales a doamnelor, dar să știți că acolo nu prea mai ai conotații sexuale. Adică se duce. Mai nasol a fost momentul în care făceam arte marțiale și ieșeam din corp și mi întâlneam umbră și mi-a luat un pumn în cap. Asta e partea a doua, adică nu crezi că ieșirea asta e chiar așa fără efecte, dacă nu ești perfect curat. Deci, de la Părintele Dusoftei am învățat ceea ce se cheamă extracorporalizare. Bine, la mine am mai spus-o. Acum o facem publică, de asta n-am vrut să filmăm în direct, ca, știi, efectul să fie... Nu vine totodată. În măsură cât se găsește câte unul de ăsta care vrea să vadă, nu. O să proiectez. După care am ajuns la Părintele Argatu. Părintele Argatu era special. Părintele Dusoftei era special. O secundă nu m-am spus, înainte să mă arăt, Părintele Dusoftei a venit și mi-a dat un brânci. Și zic, ce are și ăsta? Aveam examen, țin minte, și acum la Colentina, nu știu ce aveam pe examen. Nu prea învățasem eu. N-am fost un student. Am citit tot în facultate, dar n-am prea învățat pentru că am avut problemele astea. Știi, când te confrunți cu probleme de extracorporalizare, cu entități, cu mai știu ce, bă, ai prea puțin timp să înveți, știi? Și
M-am dus la un examen, mă, eram vițel. Și mi s-a întâmplat o chestie exact, știi, ca în bancul ăla cu biletul 13? Faza aia cu să nu dați biletul 13. Mă rog, un student se duce și știa singurul bilet pe care știa ca lumea prin afară, era subiectul numărul 13. Și când a ajuns acolo, a tras biletul și a zis, aoleu, nu 13. Și profesorul a zis, acum dacă l-ai tras, n-ai decât să-l spui. Mă rog. Și vine profesorul meu de chirurgie, asistentul, de fapt, de profesorul, și mi întinde biletele și îmi dă un brânci și zice, acum nu mai avea atâtea emoții. Și mi-a rămas în minte, știi, aproape mi-a rămas în minte de părintele Dostoevski și de brânciul pe care mi-l dăduse, deci singura dată, în 2 ani, stăiau, avea 80 de ani. Da? Mi-a dat un... Și, mă rog, am tras biletul, am nimerit un bilet pe care știam, a fost totul perfect. După ce mi-am terminat examenul, m-am dus la mănăstire și am aflat pe Părintele Moise. Bun. După aia am trecut la Părintele Argatu. La Părintele Argatu era foarte drăguț. Când mă duceam la Părintele Argatu, în fața chiliei avea un fotoliu. Băi, și mă duceam teleghidat, mă așezam în fotoliu și îmi pica capul în piept. Și stăteam așa, știi? Și doar auzeam în cap. Ce mi-a făcut? Da, cu fata aia de ce, da, aia cum, da, aia așa. Deci toate. Stăteam așa vreo jumătate de oră, așa. Mă trezeam, după aia mă duceam, hai la rugăciune. Și de la aia l-am învățat telepatie. Pentru că oamenii mi-a dat seama, nu? Că ceva se întâmplă în capul meu și că cine s-a stă de vorbă cu mine. Știu că sună deschizul. Da, e realitate. Și cum am ajuns să înțeleg? Foarte simplu. Mă duc înăuntru la chilie, părintele avea 9 candele pe care le aprindea și la un moment dat tot îmi venea în minte, aprinde candele. Eu ce pui mei să-mi bag în chilia omului? Aprinde candele. Eu, dar ce sunt eu aici la mine acasă să aprind candele? Da, aprinde, domnule, candele, dar nu aprind nicio candelă. Eu de la, știi, bed. Și la un moment dat, părintele se enervează. Dom'le, dar nu se gândește nimeni să aprindă candelele alea, dar... Mă rog, am aprins candelele și atunci am devenit băiatul cu lumânările. Și am rămas băiatul cu lumânările cât am stat acolo. Bun. Părintele se conecta foarte ușor la tine. Vino, că e nevoie, poz negru, de-asta. De la părintele pe lângă telepatie, am învățat exorcizarea. Prima exorcizare pe care, la care am participat efectiv, m-am trezit dincolo, erau mai mulți ucenici, de jur împrejurul unei entități. Părintele a făcut rugăciunea. S-a amuzat copios, pentru că fondul meu a fost foarte dur și o să vorbești despre asta. Și mă rog, când entitatea respectivă n-a vrut, eu am început să țip, știi? Dar dinăuntru meu e de altă dată. Ieși, trăiesc dintre Dumnezeu și Maica Domnului. S-a amuzat teribil, deci. El închidea ochii, se ducea pe partea la altă, pica capul în piept așa. Și după aia când revenea, s-a amuzat teribil. Cum eram eu. Mă rog. Și prima exorcizare pe care am văzut-o așa, live, la mormântul părintele, la moaște Sfântului Calinic, o să vorbești despre el, a fost a unui băiat de care țineam, mă rog, mai mult și la un moment dat am văzut cum vine Arhanghelul Mihail și în slujba de vecernie demonul a îngenunchiat și a venit Arhanghelul Mihail și a tăiat capul. N-a fost o imagine foarte drăguță. Mă rog, vreau învăța lupta cu sabia de dincolo, printre altele. De la el
Știți cum era? Cenica era un loc special. Vreau să spun, când venea Maica Domnului, mie îmi plăcea să stau pe rând din spate, vreau să spun că mă știau deja călugării și nu zicea nimeni nimic, stăteam pe locul călugărilor normal. Și pe rândul din spate sunt ultimele scaune de lângă ușă. Ei, în momentul în care se făcea rugăciunea către Maica Domnului, toți se ridicau simultan în picioare. Imaginați-ți 8, cât se încăpeau acolo, parcă pe rând, că se ridică toți și se închină. Adică era un spectacol frumos. Mi-a părut rău când am plecat din mănăstire, eu am vrut să mă călugăresc, dar părintele mi-a interzis, mi-a zis, eu vreau să vorbesc cu oamenilor și nu pot, și tu vrei să fugi de ei? Nu. Tu te întrebi. Și ia că tămăs. După aia a venit părintele Pantelimon, care era finul de călugăria părintele Argatul, părintele Argatul Tunsese. La părintele Pantelimon, el mi-a deschis ochii prima oară și am început să văd, după care i-am zis, ia-ți-l înapoi că nu pot să duc asta. După care, mă rog, am revenit. Când vreau să văd, văd. Când nu vreau, nu mă uit. Mai bine. Iar de la el am mai învățat dezlegările de magie. Adică el m-a învățat. Dar, dacă pot să vă spun, eu molitele le-am citit pentru că m-a provocat el. Și după aia, după ce le-am citit, mi-a arătat cum să citesc rugăciunea de dezlegare de magie. Bun. Am învățat deschiderea cerurilor. Mă rog. Și la sfârșit am primit o poză cu el. Și pe poză scriam binele tuturor, să-l urmărești și să-l desăvârșești. Eu sper că până acum am încercat să fac treaba asta și am și reușit câte ceva. Bun, cam asta e. Deci, am acces la lumea înaltă, am acces la entități, am acces la lumină, am acces la întuneric. Da? Asta pentru cei care au avut dubii. Nu e pentru voi, cei de aici care mă cunoașteți și care știți. E vorba de alții. Și acum o să începem motivul pentru care noi nu prea am vorbit despre Tatăl, corect? Am vorbit de principiul feminin. Am vorbit, dar n-am vorbit niciodată despre Tatăl. Despre Tatăl tot auziți. Despre Tatăl nostru tot auziți. Despre Dumnezeu Tatăl, despre Trinitate. Dar nu am prea vorbit despre Dumnezeu Tatăl. Ei, problema este că universul ăsta spiritual este făcut foarte frumos. Este o bijuterie. Și vă spuneam apropo de principiul feminin, la fiecare nivel de cer există o Trinitate. Adică, există o Trinitate a Pământului, să zicem că ăsta e Pământul, da? Deasupra există o Trinitate a Soarelui, să zicem. Și acolo nici măcar aia care se închină la Soare. Nu e o problemă că se închină la Soare, că sunt tot. Sunt o Trinitate. După aia există o Trinitate a Universului în care trăi. Și după aia, mai departe, un zovaitar, cum zice francezul. Și așa sunt și principiile. Exemplu. Maica. Maica, mă refer la Brâu. La Maica din Athos. Are un EBF-ul de 9 milioane. Adică, de vibrație foarte mare. Te cam ia de cap acolo când ajungi. Spre deosebire de mormântul Maicii, unde e 90.000. Adică e o mică mare diferență.
De 100 de ori vibrații. Ok? Și mă întrebam cum de. Foarte simplu. Principiul divin feminin, principiul divin masculin, a ales să se manifeste la toate nivelurile ca să poată să experimenteze orice. Și atunci găsim manifestarea Tatălui și manifestarea principiului feminin divin în orice. Și într-un punct. Da? De ce e foarte important treaba asta? Ca să înțelegeți că Dumnezeul Vechiului Testament nu este același cu Dumnezeu Universal. Iahve, asta nu vă spun de la mine. După omnicul meu s-a chinuit ceva să mă facă să înțeleg că și eu am aceeași probleme pe care și voi. Iahve nu e același cu Dumnezeu primordial. Așa cum Dumnezeul Noului Testament, Tatăl, e alt nivel spiritual față de vechi. Da? Una este Dumnezeul răzbunării și ochilor, foc pentru ochi, dinte pentru dinte. Alta este Dumnezeu iubirii la care a ajuns Hristos. Și e foarte înțeles să înțelegeți treaba asta, pentru că sunteți foarte mulți de diverse vârste astrale și mă întrebați de cărui Dumnezeu mă închin. Cel mai apropiat de tine până treci la următorul. Și sunt Dumnezei. Sunt porți. Și de fapt, în toate pe care le facem și prin toate lucrurile pe care înțelegem, nu facem altceva decât să urcăm în ierarhia asta. Înțelegeți? Foarte important de înțeles. Acum trebuie să înțelegeți un lucru. Planul mântuirii omului, și mi s-a spus că trebuie să fac această precizare, se datorează lui Iahve. Am avut niște certuri cu Iahve. Nu certuri, mai mult ține de neînțelegerea mea, poate pe vremea aia. Trebuie să înțelegeți planul mântuirii omului pe pământ a fost pus la cale de Iahve. Da? Care este un Dumnezeu. Dar nu e Dumnezeu primordial. Pentru că există un Dumnezeu și al chinezilor, există un Dumnezeu și al mahomedanilor, există și un Dumnezeu altul decât al creștinilor, dar toți sunt în Dumnezeul primordial. De ce e important să înțelegeți treaba asta? Păi e foarte important să înțelegeți planul de mântuire a omului prin Hristos. Prin Iisus. În primul rând, Iahve. Da? De ce a fost nevoie de planul ăsta? Păi foarte simplu. Și aici ne referim. Noi nu avem treabă cu planeta Pământ, să știți. Foarte puțin treabă. Deci. Marea majoritate a celor care sunt în sală sunt spirite cu care aveți vârsta asta la peste 4.000 de ani. Deci sunteți spirite venite de pe alte planete. Care vor continua și cu reîncarnările. Și mare parte sunteți fii de Dumnezeu. Cei 144.000. Eu, să știți că pe mine mă interesează cei mai mulți, cei 144.000. Mai puțin oamenii planetei. De ce? Habar n-am. Cred că asta e voia lui șeful. Deci planeta asta, și repet că am mai zis-o, e o planetă pepinieră, o planetă într-un stadiu incipient. Deci oamenii suntem foarte asemănători de animale, nu? Clar. Aveți cumvânta animală în voi? Vă mulțiți altfel? Nu prea. E bine să știți treaba asta. Bun. Pe planeta asta au fost exilați și 144.000 de fii de Dumnezeu. Aleși. Foarte important. Și o să discutăm un pic despre ei. Ca să înțelegeți. Fii de Dumnezeu, și asta nu mai zic eu, fii de Dumnezeu sunt, de fapt, entități care provin de pe alte planete, așa cum s-a născut, cum a apărut și Adam și Eva pe planeta asta. Ei, există alte planete unde s-a făcut viață. Și viața, într-adevăr, pe planeta asta și-a s-a făcut. Cu Adam, cu Eva, cu asta, cu... Bun. Dar să știți că nu exista sexualitate pe vremea aia. Și pe vremea aia, nașterea
se făcea de la Duhul Sfânt. Că de asta nu vă spune nimeni. Că v-ați putea da idei. Nașterea, pe vremea lui Adam și Eva, se făcea de la Duhul Sfânt. Drăguț, nu? Bun. De ce se făcea nașterea de la Duhul Sfânt? Pentru că, inițial, toate planetele au ca scop reîntoarcerea entităților la Dumnezeu pe o cale rapidă. Numai că, evident, s-a produs căderea adamică. Nu era nicio problemă cu căderea adamică și 144.000. Noi avem cu totul alte treburi. Chiar ne interesează. Faptul că Dumnezeu acestei planete Teros s-a hotărât să facă, să aibă o planetă în care să se experimenteze durerea cărnii și evoluția prin știință, e cu totul altă problemă. Pe noi ne interesează faptul că planeta de pe care vin unii era o planetă unde a existat Dumnezeu. Adică nașterea specială de la Duhul Sfânt. Nașterea cristică. Nașterea cristică nu e nouă. Nu vă spun eu, pot să vă spun și ce mi-a zis. Dumnezeu să-L odihnească și să-L ridice în cer? Păi, Dumnezeu să-L optei. Dragoș. Mi-a zis. Tu vrei ca oamenii să fii cu El să te aseame? Dar chiar oamenii cu toți să-L naște iarăși oameni. Iau doar stări cu noroc și prigoniri de soarte. Noi nu avem nici timp, nici loc. Și nu cunoaștem moartea. După care adăugat. Tu știi că eu am două clase. Adică le lua și el de pe aici pe acolo. Și mi-a zis așa. E vremea să ne întoarcem acasă. Inițial prin care am trecut eu. Nu e creștină. Ci dacică. Mai zis cineva că am luat foarte mult de la creștiniță. Eu am luat de la daci. Da. Am, și știți care e paradoxul? Că eu am călcat Dacia în picioare. Adică în cai, în copitele cai, ca să zic așa. Dar, tocmai pentru că am o mentalitate de arhistatec și de conquistador, înțelepții acestei planete, înțelepții acestei planete, acestei țări, adică preoții albi daci și preotesele dacice, s-au hotărât că ar fi cel mai în măsură să fac treaba asta. Zic ei. Sper să nu se încerc. Ei, cert este că inițierea dacică era să ții postul negru de 7 zile, când degeaba v-am zis, și după a 7-a zi era preotul care te scotea din corp. Preotul, da. Da? Și îți arăta lumea cum e. Să vedeți, care are o cu totul altă conotație. Sexualitatea, banii, viața. Vă spun că e foarte important. Pentru că în momentul în care făceai inițierea dacică, nu mai ai frici. Că știi că zici mersi. Știi ce greu e să te întorci în corp? Știi ce greu e să te trezești în fiecare zi? Să-ți iei o haină care e ca o consum. Știi cum ai percepția propriului corp atunci când ai cunoscut spiritualitatea? E ca și cum te-ai îmbrăcat într-un costum de scafandru de înaltă, de mare adâncime. Ca și cum te-ai îmbrăcat în plumb. Ești ca plumb. Da? Și de ce am trecut prin această inițiere dacică? Mă gândesc că o să vină și vremea voastră, de asta vă spun. Nu trebuie să fie cineva lângă voi. Va fi destul să vă ia cineva de cap și să vă scoată. Asta e lumea. Perfect. Trăiește. Și o să vedeți ce jale vă ia. Și o să ziceți, Doamne, ia-mă. Și o să veniți la mine cu ea cu depresie. Mă rog, contra unei sume modice, știți. Vă tratez de depresia faptului că vă reîntoarceți în corp. Bun. Problema e alta. Că ai o problemă. Ai o problemă cu moartea și ai o problemă cu învierea. Nu? Că dacă poți să scoți, ieși din corp și să-ți lași corpul, îți dai seama că nu există moarte, nu există înviere. Dar o să vă explic și treaba asta. De ce e importantă? Și m-a mai frapat ceva. Eu am întâlnit foarte mulți oameni din alte religii, foarte apropiați de Tatăl. Știi, tu ai o relație cu Tatăl, ăla e șintuist, are o relație cu Tatăl, ăla e mahometat, are o relație cu Tatăl. Bă, dă-i,
Și atunci se dă peste cap tot softul. Nu? Pentru că tu ești învățat. Și eu am fost învățat în mănăstire. Cu noi este Dumnezeu. Ascultați-ne. Nu? Toată lumea învață treaba asta. Și dai peste unul. Și vă spuneam că am un amic și m-am dus la cineva acasă și eu cu toată cunoașterea mea. El n-are cunoaștere deloc. E musulman. Și ăsta în mijlocul camerei avea o magie de aia făcută sănătos de cineva care i-a cam stricat Feng Shui cu tot, cu firul, cu de toate. Și Mahomedanul meu s-a pus, unde s-a jucat cine? Păi în Libii. Păi zic, dar acolo e negru, rău. Las că vezi. S-a pus al meu și a pus covorașul. Băi, de la minus, nu știu mai de-o. De la minus, sau cu plus 80. Tot Dumnezeu. Adică, încerc să vă explic. Că Tatăl ăsta al Universului se poate manifesta prin oricine. Nu vă credeți. Bun. Și după aia a apărut următoarea chestie. Da? În mintea mea. Că așa funcționează. Dacă Dumnezeu se arată, bă, și ăștia săi mei. Cumva. V-am zis că există un Dumnezeu, e Allah, care nu e chiar Dumnezeu primordial, dar are grijă de la deasupra, e un Dumnezeu. Da? Și la un moment dat, îți spui problema. Bine, bine. A creat Dumnezeu budismul, da? Dar de ce a apărut creștinismul? Pentru că, să fie clar, religia iubirii e budism. Da? Și am zis, de ce-o fi creat Dumnezeu? Creștinismul. Foarte simplu. Pentru că era nevoie. Era nevoie pentru oile pierdute ale lui Israel. Oile pierdute ale lui Israel sunt un popor foarte interesant. Au o credință foarte puternică. Doamne, dacă când o iau rară, o iau rară rău. Adică sunt ca oile lui Dumnezeu. Dar știți cu aia? Când s-a dus una în prăpaz, s-a dus toate. Nu stai niciuna. Bă, bă, prr. Nicăieri. Și atunci, în iudaism, se manifestau cel mai bine spiritele ce 144.000. Bun. Și atunci, există acest plan de mântuire, care e de la început, de când făcut de Iafe, pentru mântuirea celor care au fost în Lemuria, Atlantida și după aia pe Pământ. Poporul evreu a trecut printr-o purificare, cred că mai mare decât orice alt popor. Deci a fost purificat în Egipt, a fost purificat în deșert, a fost purificat, vai mama lui. Eu cred că tocmai de asta iubește Dumnezeu, pentru că eu nu cred că este un popor care să fi suferit mai mult de-a lungul istoriei decât poporul evreu. Bun. Am înțeles că purificarea asta, și trebuie să vă ridicați un pic deasupra nivelului vostru uman ca să înțelegeți, purificarea asta a fost necesară. A fost necesară de sclavie, a fost necesară eliberarea în Egipt, au fost necesare minunile ca să-i facă să creadă înapoi în Dumnezeu, pentru că s-au sărbăticit și nu mai credeau niciun Dumnezeu. Și atunci era nevoie. Nu știu dacă ați fost atenți. Moise, deci iudaism este Egipt, da? Deci este știința secretă egipteană combinată cu Zoroastru, mi se pare. După aia, mă rog, creștinismul are cu totul alte. Dar e clar că Moise a învățat și tot planul. Apropo de Moise, care a mers pe... a fost pus în coșuleț, a ajuns pe Nil, a fost luat de... și crescut în palat. Deci toate astea sunt adevărate, da? Dar a fost nevoie de minunile alea. Deci nu mai luați ca pe o minune. Eu asta ce să vă explic. Nu există minuni. Există doar lucruri care nu au fost descoperite încă. Că dacă erați Dumnezeu, vedeați că nu se putea altfel. Și atunci Moise a învățat știința
egipteană, după care s-a dus să țină 40 de zile de post, ca să creadă, știți, și-a pățit. Mai țineți minte. Că nu lăsa nevastă sa. Nevestea de totdeauna a fost o problemă. Și Moise a avut aceeași problemă. Nu știți? I-a murit copilul. Și atunci s-a tăiat la deget Moise și a dat din viața lui. Nu a știut. Ei, citiți și voi Biblia pentru numele Dumnezeu. Sunteți creștini. Mă rog. Cert este că s-a dus, a ținut postul negru și a... N-a făcut. Vă dați seama că n-a făcut el minunile, da? Că e un timing. Doar nu credeți că a despărțit marea. Știți? Că de fapt, nu știu, parcă Etna a fost vulcanul care a erupt atunci și a produs un val, un tsunami, care a ajuns exact în momentul ăla. Deci e drăguță timing-ul între ieșirea din Egipt și lucrurile care sunt astronomice. Asta e frumos și la moartea Mântuitorului. A murit când era eclipsă totală de soare. Nu s-a întunecat cer. A fost eclipsă totală de soare exact în momentul morții pe cruci. E vorba de timing. Nu e o minune. Cineva... Dar asta nu putea să facă decât un Dumnezeu. Asta încep să vă explic. E mult mai frumos așa decât... Ce-a făcut? A simțit Dumnezeu lumea. Nu? E mai drăguț faptul că cineva prevede că o să fie treaba asta și naști niște generații până la timingul ăla. Adică, vă dați seama ce strategie ea vede? Să urmărești N generații. Astfel încât, la un moment dat, finalul să fie în eclipsa de soare. Asta e frumos. Decât, pus, jonglerie albă neagră, e întuneric. Nu e adevărat. Și sunt multe care sunt așa. Și nu sunt neapărat mine. Bine, dacă o să te iei plăgile, moartea, sângele, marea, mă rog, roșie, etc. Sunt lucruri simple de explicat. Da? Entități. Prima moarte a moartea pruncilor. E chestie simplă de explicat. Dar timingul ăsta este extraordinar. Și pentru asta planul de răscumpărare inițial a păcatelor celor 144.000 pentru că era necesar, că ne-am dus în cap așa rău încât unii încât nu se mai putea decât să ne ajute cineva să ne ridicăm la cer. Planul ăsta este extraordinar. Drăguț e că evident că de la Mântuitorul lucrurile au luat o rară. Și o să vă spun de ce. Că sunt foarte multe lucruri care contrazic. O să vorbesc de asta, da? Asta e Pidalionul, da? Pidalionul este suma legilor după care se ghidează Ortodoxia. Cu păcate, cu tot. Adică asta este un fel de cod de procedură penală. Cod penal și cod de procedură penală. Păi, iertați-mă, ce are asta cu vai vouă care a spus pe umerii oamenilor poveri pe care nici voi nu le puteți duce? Ia uite. Mă doare dacă duc așa. Evident că autorara. Îmi pare rău. E o chestie drăguță. Am deschis-o. Eu am citit-o. N-am mai găsit-o pe mea. Sunt fără îngrozitor asta. Ea la cuiva. Mi-a adus-o. Nu mi-a mai găsit pe mea. Acolo sunt foarte mici scrise. Și era mai mică. Nu e așa. Adică e scris cu scris de la Biblie. Și n-am mai găsit-o pe mea, că acolo aveam un semnalat, dar am deschis aici și e foarte interesant o chestie apropo de egalitatea bărbat-femei în creștinism și în Ortodoxie. Dacă femeia greșește, dă-o afară din casă. Dacă bărbatul greșește, ia-l înapoi.
Adică asta spune tot. Și în camane lăsate de Sfinți. Drăguț, nu? Așa că să mai discutăm de egalitate. Nu există. Bun. Drăguț și ce mi-a plăcut mie la Dumnezeu Tatăl? Mă refer la Dumnezeul primordial. Eu am încercat să înțeleg, băi, ai budism, da, puf, apar și creștinism. Creștinul s-a dus peste budiști, că nu prea ei. Budiștii sunt pașnici. Ăștia nu trebuie să-i cuceresc, că n-ai de ce. Ăla nu o să bată niciodată pentru budism. Corect? Budistul o să zică, vrei casă? Eu. Bun. Că așa a pățit Tibetul, nu? Când au intrat chinezii, ei au plecat, nu s-a putut, că ei aveau arcuri și săgeți, nu? N-au de ce să bat. De aia se dă în exil. Și atunci m-am întrebat, bine, apoi arăt creștinismul. Bă, dar de ce a apărut mahomedanismul? Și încă din ce? Din ce a apărut mahomedanismul, mai știți? Da. Din Ismail. Neamul izmailiților. Izrael. Izraeliții. Ismail. Izmailiții. Bun. Și mă întrebam, dar de ce a apărut până la urmă mahomedanismul? Știți? E din neamul lor a apărut. Dar de ce a apărut mahomedanismul? Mai are cineva dubii că mahomedanismul este de la Dumnezeu? Și că a apărut prin Arhanghelul Gabriel? Are cineva dubii? Bun. Și dacă aveți... Oricum, nu vreau să vă explic, nu-i treaba mea. Deci a apărut de la Gabriel și mă întrebam. De ce creează Dumnezeu două religii care să fie antagonice? Antagoniste? Sau antagonice? De ce? De ce opune Dumnezeu creștinismului mahomedanismul? Același Dumnezeu. Că dacă vine de la Gabriel. Și răspunsul este următor. În momentul în care cineva o ia rara, Dumnezeu are pregătită o forță egală și în sens contrar. Așa că să nu aveți impresia că dacă vreodată o luați rara, eu dacă o iau rara, nu o să găsească cineva naș pentru mine. Așa cum și-a găsit creștinismul prin mahomedanism, așa e mult mai ușor să vă găsiți voi și sigur are Dumnezeu un antidot pentru fiecare din noi. Vă spun ca să aveți grijă. Înțelegeți ce vreau să spun? Și o luați de creștinismul rar. A luat-o. Pentru că în numele creștinismului s-au făcut cele mai mari orori. Voi vă întrebați acum de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Biserica Catolică, în sensul că au avut foarte mulți preoți care erau pedofili. Dar voi nu vedeți decât preoți pedofili. E o formă de spălare a rufelor lor. Catolicismul, dar cei mai mulți ce? Cavaleri templieri. Cele mai multe războaie și cu cele au fost portate de Vatican, de Romă. De Romă. Da. De Romă. Bun. Știți ce făceau? Chiar dacă erau cruciați și unii dintre ei aveau jurământul castității, creștinismul a făcut ca și alte religii. Au considerat pe cei care nu sunt ca ei inferiori. Și atunci, oamenii nu erau oameni, femeile nu erau femei, copiii nu erau femei. Și atunci au permis să facă orice, inclusiv să violeze. Așa că, să nu credeți că nu există o legătură între copiii victime din catolicism și călăii din catolicism. Sunt în aceeași biserică și își reglează conturile. Ați înțeles? Dacă vreți și sunteți curioși, puteți cadrele și o să vedeți. Că au făcut multe. Și cruciați. Ok? Asta n-am avut-o. Și am fost cruciat.
Așa că pot să vă spun. Bun. Manifestarea Dumnezeului Tată. Miracolul nașterii lui Hristos. Păi, e foarte simplu. Cum zic creștinii, a fost posibil nașterea Tatălui? Minune. Nu e nicio minune. Că dacă citești frumos tabla de smalata lui Hermes Trismegistus, vezi, totul e cuprins în parte și partea cuprinde totul. De cât Dumnezeu e nevoie într-un om ca să se manifeste Dumnezeu primordial? Atât? Atât? Înțelegeți? Nu e nevoie de tone de Dumnezeu. E destul o bucățică de Dumnezeu. Care să manifeste printr-un om, ca prin el să manifeste Dumnezeu. Bun. În noi se află sufletul, da? Toți avem sufletul. Ce diferă de la unul la altul este cantitatea și calitatea sufletului. Dar toți avem suflet și viață din același Dumnezeu din care provin și animalele și toate ființele. Orice înseamnă viață are înăuntru pe Dumnezeu. Ciu! Viață! Dumnezeu primordial. Energia primordială a vieții. Voi ați citit mitul lui Hermes. Hermes nu ăla cu geanta? Doamnele? Ar merita să-l citiți. Să vedeți cum a avut loc. Cum se vorbește despre Universul primordial. O să înțelegeți și ce se întâmplă pe asta. Și atunci avem, de fapt, următoarele aspecte. Când m-am dus eu în Ierusalim, eu sunt genul care sunt... Bă, mă duc la mormântul Sfânt Măsor, mă uit pe un film XXX Măsor. Că așa sunt eu. M-am făcut parerea tocmai ca să stabilim niște limite. Și dacă m-aș duce în iad, și m-am primat și pe acolo, dacă vreți vă povestesc, Măsor și acolo. Că așa sunt eu. Nu pot altfel. Am descoperit următoarele lucruri. Și anume, mormântul Sfânt are o valoare, Maica Domnului are o valoare, cele două valori sunt identice. Da? Lucru care, deci eu când m-am dus acolo, când am luat mormântul Maicii, eu sunt de la care mă duc într-un loc și n-am o problemă. Aia erau tot așa, vibrația, eu n-am probleme de genul ăsta. Și normal că ce să fac? Cât stătea tot grupul acolo, că stă vreo jumătate de oră bună. Și am verificat. Și stuparea mea, principiul feminin, Maica, mormântul Maicii, avea aceeași valoare cu mormântul Sfânt. După aia m-am gândit că e firesc. Că până la urmă, era același loc. Până la urmă, fiul stătuse acolo, în urmă. Până la urmă, Maica s-a ridicat la cer. Până la urmă, aceeași trinitate. Era firesc. Nu? După aia, când m-am mai înțelețit și eu așa, și am ajuns în diverse locuri, am verificat valorile templului. Valorile templului 40.000, valorile mormântului sunt 90. Ce e plus? Și atunci ce pot să înțeleg? Că există o ierarhie și există o evoluție în cunoaștere. Există o evoluție spirituală
Da? Că vine un moment în care un lucru este înlocuit de alt lucru care duce totul la un nivel spiritual superior. Și de asta a venit Hristos. Să ridice nivelul de vibrație față de ce era maxim atunci. Drăguții că m-am dus la templu și eu sunt convins pentru că, mă rog, am zis. Și tot ce câștigase Solomon în toată viața lui era acolo, n-a reușit să deslege nimeni. Asta e tragic. Apropo de înțelepciune. Și de înțelepciune de pe pământ. Undeva e tragic, undeva e bine. Nu mi se pare ciudat, pentru că aici am avut și eu o problemă. Cum poate un Dumnezeu să omoare prunci? Cum poate să înnece armata faraonului? Cum poate să chinuie pe unii și pe alții? Pentru că noi privim lucrurile așa. Ca oameni. Imaginați-vă ce înseamnă o pedeapsă divină. O pedeapsă divină înseamnă un ciclu planetar. Adică ți-ai pierdut divinitatea, ți-ai pierdut dumnezeirea și ești obligat să stai, să te renaști, să trăiești pe planeta asta până la sfârșitul planetei. Așa zisa judecată de apoi. Judecata de apoi nu e sfârșitul Universului, este judecata acestei planete. Și să trebuie să stai până atunci, pe pământ. Maestrii ascensionați sunt maestrii care au reușit să se ridice deasupra acestei pedepse. Prin jertfă, prin asceză, prin înțelegere, prin cunoaștere. Tot au zis de maestrii ascensionați. Ăștia sunt. Știți că Iisus, când japonez, înseamnă cel care a tăiat toate legăturile. Adică legăturile cu planeta asta. Nu e singur. Au mai fost. Despre Maica Domnului am vorbit. Despre principiul feminin divin. Despre Maica Domnului de pe Pământ, ca formă de manifestare a Maicii primordiale. Deci Maica Pământului s-a manifestat principiul feminin divin primordial. Evident că principiul ăsta feminin divin primordial îmbracă niște structuri până când se manifeste în fizic, ca să înțelegeți. Dacă eu zic într-o zi sau azi Iisus și Sfinții sunt pe Pământ pentru ultima strigare, pentru ultima ispită, ca să zic așa, cum e trecută în Biblie, nu e pentru ultima ispită, e pentru ultima școală. Înseamnă că nu a rămas cerul gol. Și încerc numai nimeni, că e gol, sunt pe pământ. Spiritele superioare, și mai ales Dumnezei, au capacitatea de a emite extensii ca într-un joc virtual, și de a se manifesta pe Pământ, fiind în același timp în cer. Și în cer este în realitate ce? Supra eu. Ok? Să înseamnă că toți Sfinții, ca să zic, noi când ne naștem pe Pământ, suntem viței toți. Blanc. Patinează musca. Cunoașterea din alte vieți. Să nu crezi că e mai deștept să omul care se naște pe Pământ decât Iuda sau decât toți sunt la fel. Cunoașterea rămâne în cer. Și aia formează în realitate de cer. Pe Pământ vine doar o parte din Spiritul, din Duhul respectiv. De asta când spune despre Ioan, el e Ilie cel care trebuia să vină, e parte din Ilie. Nu e același Ilie. Care are alte structuri, are neamare. Dar ca fond, e Spiritul lui
Ilie. E important, absolut, da. Caracteristice la nivel de sine al lui Ilie și al lui Ion Botezătorul sunt cum? Aceleași. Deci, de exemplu, Ilie și Ion Botezătorul erau niște tipi care aveau o problemă foarte mare cu iertare. Ilie era tot cu tăiat capetele, știți? A făcut el minunea cu grămadă de lemne care au la foc și după aia a cerut moartea preoților. Să-l tai căpățâni. Evident că după aia tăia capul. Mie îmi place că Ortodoxia sărbătorește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Bă, da, Ilie a făcut același lucru. Înțelegi? Și credeți-mă, eu nu cred că are prea problemă Ilie că și că trebuie să țineți voi post că tăia lui capul. Nu se putea altfel. Evident că asta se placă foarte mult Ortodoxiei. Tocmai ce am afirmat. Da, v-am zis. Examenul meu nu e la Facultatea de Teologie din București. Bun. Principiul feminin divin. Nu se putea face nimic fără principiul feminin divin. Nu se putea face nimic fără jertfa Maicii. Pentru că există o jertfă Maicii. Știți? De multe ori e mai greu să fii pe margine decât în centru acțiunii. De multe ori e mai greu să te uiți decât să fii acolo. Și din perspectivă sufletească, cred că suferința Maicii, a tot ce înseamnă jertfa Mântuitorului, a fost mai mare. Adică câți dintre voi ne-ar zice, bă, decât să-l bată pe lumea mea, mă duc eu. Și nu s-a putut. Și să stai să-ți vezi copilul. Greu. Și să nici nu știi exact, să nu crezi că a explicat cineva Maicii teologia învierii. Îmi dați seama că i-a luat pe toată lumea pe nepregătită, că niciunul nu a știut exact ce se întâmplă. Singurul care a știut a fost Iisus. Atât. În rest, niciunul n-a înțeles nimic. Nici măcar Iuda. Iuda avea alte viziuni. Avea altă optică asupra vederii Mântuitorului, ca orice evreu, el vedeau pe Fiul Dumnezeu venind călare pe un cal și eliberându-i cu sabia mă. Nu s-a gândit nimeni a smerenii la jertfa Hristă. Toată lumea aștepta un Barnabas. Nu un om, un spirit smerit. Și atunci nimeni nu aștepta exact ce se întâmplă. Decât tată. Iacve. Iisus. Din perspectiva asta e foarte interesant. Doamnelor, Maica e un spirit uman care s-a născut din femeie, prin contact fizic și care s-a ridicat la ce? Aia e limita voastră. Minim. V-a deschis poarta. Către cer. Ia. Și a oamenilor, evident. Iisus Hristos s-a născut prin Duh Sfânt. Ok. Noi nu. Dar Maica s-a născut ca un om obișnuit. Și s-a ridicat la cer. Mereu. Maici. Ilda Toma. Așa că v-a rămas deschisă calea, Doamnelor. Spre cer. Sper să înțelegeți. Acum, nu mi-ar place. Știți că deodată văd rămân cu sala goală. Mai stați pe pământ. Cerul nu e cum l-au prezentat alții. Să nu credeți că nu există veselie în cer. Să nu credeți că nu există ospăți în cer. Sau că nu există glume în cer. Că tot ce e pe pământ, te
teatru, a durat un show de la de revistă, care e frumos fără să fie vulgar. Adică să nu credeți că trebuie să naseți neapărat femeile goale ca să fie frumos un show. Da? Există în cer așa ceva. Există dansul în cer, există muzica în cer, există teatru în cer. Există toate. Nu vă închipuiți că toți în cer sunt așa ca și sfinții ortodoxi de pe biserică, zici că ei strânge cineva în ghilotina de ceva. Iisus. Acum, o să placă lumii. Vreau să înțelegeți. Fiii de Dumnezeu, pe o planetă, evident că se nasc. Și atunci, nașterea asta în Duh, e mult mai complexă decât pare. Nu e o minune. Nu e nicio minune. Vă dați seama că dacă o bombă atomică poate să producă boli genetice, o energie foarte mare poate să producă o duplicare ADN. Da? Nu știu, am ajuns la voi. Adică, dintr-un ADN să facă două. Și un X să... și să facă Y. Vă e clar? Că e simplu, în realitate, doar să ștergi un... Da? Și atunci, până la urmă, ce este ADN-ul? O energie, da? Deci dacă vine o energie care are o anumită informație, poate să producă apariția unui ADN? Da? Sunteți de acord cu mine? Mă bucur. Asta este nașterea în Duh. Numai că spiritul ăla trebuie să fie big, strong, good. Să aibă cele trei caracteristici. Vă e clar? Există planete pe care nașterea se face și acum din Duh. O să mă iubească biserica de plasă. Știu. Și uite, o să fiu absolut supărat din cauza asta. Bun. Deci, Mântuitor. În primul rând, nașterea asta din Duh se adresa spiritelor de anumită vârstă astrală. Iisus nu este un spirit cu vârsta astrală foarte mare, cum a fost noi lăsat să credem. Nu este un spirit care să fi fost... Nu este... E un fiu de Dumnezeu. Nu este unicul fiu de Dumnezeu. Era să spun pilda cu Nicu Steinhardt, dar nu pot să vă zic. O să o spunem la curs. Apropo de crezi, cu unul născut care din Tatăl s-a născut. E, nu e chiar așa. Asta e o poveste de îndobitocirea maselor. Iisus Hristos nu putea să fie diferit de noi. Foarte mult. De ce? Păi nu mai poate să fie model. Dacă Iisus Hristos ar fi altfel, mare, luminos, nu acum, acum e, atunci când s-a născut. N-ar putea fi un model uman. Și atunci, eu pot să vă spun, voi cercetați, pot să greșesc, sunt om. Mântuitorul are un spirit de vârstă de 6,5 miliarde de ani. Nu foarte mare. E mai mare ca mine. Să nu credeți că... E mai mare ca mine și mai mic, și asta e drăguț, decât mulți dintre cei 144 de mii. Și de asta am să vă zic asta azi. Să vă treziți. E mai mic decât mulți dintre voi. Evident că ăștia din biserică știu că ca să ajungi în vârf, trebuie să poți să dai din coate. Ca să dai din coate, trebuie să fii mare. Deci ăștia care sunt capii bisericii, capii masoneriilor, capii tuturor, capii și capul... sunt de vârsta asta mare. Dar ca să-și păsteze puterea, lasă-i pe proști. Și o să vă spun ce s-a întâmplat. Cam voi. Și atunci, v-au pus capac.
biserica v-a pus capac. Oamenii din biserică, ăștia cu vârsta astrală mai mare, care au ajuns acolo, s-au gândit că dacă vine la care a vârsta astrală și mai mare decât mine, mă împachetează și mă face vază. N-au lăsat colaborarea. Au mers pe principiul care calcă pe celălalt pe cap. Și atunci, menirea mea este să vă trezesc pe voi. Și credeți-mă că asta o să fie scopul meu. Mă gândeam ce o să mă fac după conferința asta, că am rezolvat-o cu creștinismul. Deci am terminat. Păi a durat 25 de ani din viața mea. Foarte mult. Dar cel puțin m-am împăcat cu toate viețile mele, știți? Apropo de tot ce am făcut. Și bune și rele. 25 de ani. Studiez treaba asta. Și abia acum pot să spun aproape că am înțeles. Bun. Deci, nașterea imaculată. Dumnezei sunteți și fiei celui prea înalt, dar ca oamenii muriți și ca una dintre căpetenii cădeți. Vreau să spun ceva. Dacă Iisus Hristos era un spirit cu vârsta astrală mare, crezi că nu-și dădeau seama rabinii? L-ar fi mort. Dar s-a întâmplat următorul fenomen. E adevărat că au existat rabinii care au știut despre nașterea lui Hristos. Rabinii care au crescut-o pe Maica în altar. E adevărat că au existat rabinii care Simeon, ăsta care i-a zis Serafimul, vai de voi, ăla e un Serafim, da? Cu șase ani. I-a zis ai să trăiești și ai să vezi. Și după aia, când l-a prezentat Maica la altar, era bătrânul acolo și a zis, bine, eliberează pe robul tău, stăpâne, că am trăit și am văzut. Trăiește și ceva de a trăit. Că l-a blestemat un înger. Aveți grijă cu îngerii. Pe Iisus puteți să mai iertați, să-L supărați, că vă iartă. Dar unul de ăsta, nu. Trăiește și ceva de a trăit, Simeon. Știți ăla cu inel? Pentru cei nu știe, pentru cei care nu mă cunosc, e pilda, mă rog, la altar vine, se arată după slujba un Serafim care îi spune preotului că o să nască prunc din pecioară. Și ăsta zice, cum să nască prunc din pecioară? Și a luat inelul și l-a aruncat în mare. Dacă se poate naște prunc din pecioară, inelul ăsta vine înapoi. S-a dus acasă și a venit slujnica și i-a dus inelul, îl găsise într-un pește. S-a dus la piață, s-a cumpărat un pește, l-a tăiat și asta apropo de planul Dumnezeu. Și atunci s-a arătat Serafimul și a zis hai să trăiești și hai să vezi. Și a trebuit să trăiască, trăiește și poate. S-au plictisit pe cum. Nu e singura mine de genul ăsta. Dar e una neamenită parcă să arate puterea lui Iahve. Repet. În altor idei. Deci eu nu-L confund pe Iisus cu Tatăl. Dar ceea ce a făcut Iisus, printre altele, dacă o dată poate să avem timp, Iisus a reușit să ridice ștacheta de la un Dumnezeu de nivel anumit tip, cu mult sus. Foarte mult sus. Dar nu e ultima ștacheta. Și a zis-o chiar el. Cine crede mie acestea și mai mari decât acestea va face. A lăsat poarta deschisă. Ok? După aia, Duhul Sfânt. Poate că n-am încheiat cu Mântuitorul, dar nu ăsta e sensul astăzi. Eu nu încerc să minimalizez meritele Mântuitorului. Da, o să vorbim de tot ce a făcut și o să vedeți că, de fapt, în toată treaba asta este planul lui Dumnezeu
O să vedeți că, până la urmă, în toate, în absolut toate, există prezența Tatălui. Despre Duhul Sfânt, primul care, unul dintre cei care vorbește despre Duhul Sfânt este Vasile cel Mare, care vorbește despre energiile necreate care provin din Dumnezeu. Totul revine din Dumnezeu. Discuția asta am avut-o și în Athos. Aici nu suntem deloc într-un consens. Ei consideră că Dumnezeu e undeva, stă într-o bulă și din bulă aia supraveghează lumea. Și că, în rest, nu e. Da? Dumnezeu. Nu există. Da? Dumnezeu este a toate cuprinzător. Este pretutinde. Dumnezeu este a toate țiitor. Da? Nu există un lucru care să nu există un Dumnezeu primordial. Toate care s-au făcut există un Dumnezeu primordial. Și în cine? Că de voi și, că de mă voi ascunde și în iad mâna ta mă va găsi. Deci și acolo. Să nu crezi că nu știe Dumnezeu ce se întâmplă printr-un loc. Ba da? Și atunci, Duhul Sfânt, din Duhul Sfânt s-au făcut toate. Da? E, problema este că la noi, Duhul Sfânt și principiul feminin divin sunt disjunct. La noi, Duhul Sfânt, care în ebraică este de gen feminin, este de gen neutru. Și noi avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Țap. Duhul Sfânt este manifestarea principiului divin feminin din Tatăl. Care poate să fie lumină, deci Duhul ăsta Sfânt se poate transforma și în lumină și în întuneric. Duhul Sfânt e ca puterea unei mașini. Adică dacă Dumnezeu Tatăl ar fi rațiunea, înțelepciunea, ce vreți voi, principiul feminin este intuiția, inteligența emoțională și putere, manifestare. E, asta aici am bârligat-o. Creștinismul. Și asta pentru că nu au vrut. Pentru că, în general, creștinismul este o religie complet misogină. Și mi-a plăcut să spun treaba asta. Acum, să nu crezi că n-am susținut în vremurile mele bune pe femeie inferioară. Dar până și existența, statutul ăsta inferior între bărbați și femeie, este un lucru făcut ca școală. Da? Pentru că în momentul în care te nășteai bărbat, erai bărbat și te nășteai femeie și erai obligat să asculți ce? De bărbat? Greu. Nu? Înțelegi ce vreau să spun? De fapt, jocul ăsta, femeie-bărbat, a fost creat chiar de Dumnezeu ca să învățăm ce? Ascultarea. Adică, teoretic, cu cât ești mai orgolos și mai neascultător, ce te naște? Doamnă! Adică, uite să înțelegeți că a fost îngăduit jocul ăsta, care vouă vi se pară de dreptate, care, de fapt, în realitate, este un rol. Aveți rolul de femeie. Și atât. Și aveți rolul să. Dacă vă e greu să intrați în biserică cu un batic în cap, bă, problema e la voi. Dacă vă e greu să purtați o fustă, problema e la voi. Nu cine cere. Ce dacă mergeți într-o moschee, nu vă descălțați? Păi vă pușcă. Dacă intri încălțat. Corect? Și bine o faci. Dacă intri în casa unui om, nu respect regulile casei omului respectiv, vă duceți în mănăstire, sunt niște reguli pe care trebuie să le respectați. E corect față de casa respectivă. Considerați o casă cu niște reguli. Ați înțeles? Când am o problemă în a mă supune unor reguli, oricare ar fi ele, sociale, mănăstirești, familiale,
de serviciu, problema e la mine. Nu v-ați întrebat de ce sunt întotdeauna oamenii deștepți sau șefi proști? Oamenii deștepți au șefi proști pentru că realitatea nu e chiar așa. Și elecția lor să învețe să asculte. Că dacă înveți să asculți un șef prost, adică, hai zice, mai puțin de pregătit decât tine, e clar că o să poți să înveți ușor de la cineva care e cu mult mai deștept decât tine, corect? Și atunci ce ai de urmărit și ce ai de înțeles din faptul că ai un șef prost? Să înveți ce? Ascultare. Și în momentul în care ai învățat să asculți, să vezi ce se întâmplă. Ori zbori tu, ori zboară șeful. Pum. Dar ai de învățat ascultare. Știți că lumina asta se poate manifesta sub cele două forme. Porumbel și vultur. Lumină și întuneric. Toate sunt manifestați la aceeași Dumnezeu, la aceeași lumină care izvorăște din Dumnezeu. Apropo de Dumnezei, noi le spunem Dumnezei, da? Dar credeți că de-a lungul acestui univers care are peste 15 miliarde de ani, sau cât o avea el, poate chiar mai mult, nu credeți că există și alții care au ajuns la Dumnezeire? Pildă ortodoxă. Eu vă spun că ortodoxii nu știu pildele lor. Sunt trecute toate acolo, știi, în Filocalii, în Pelerinii, în Perinul Atohit. Le-am acolo, dar nu are cine să înțeleg. Și e pilda de care am mai povestit, apropo de ucenicii care întreabă pe părinte. Cum o să vin părinte după mântuire? Și el zice, uite-te pe cer. Dacă te mântui singur, o să fii precum un luceafăr. Bă, ce-o fi un luceafăr? Ce-i luceafăr? Oastea. Care ce are? Lumină proprie. Până când? Până se stinge. Dacă ne mântuim în obște, o să fim precum o constelație. Ce e o constelație? O sumă de cuce. Care ce fac? Luminează ce? Alte planete care sunt ce? Luni, sisteme. Adică, o să fie unii care au lumină și unii care o să ia și lumina de la aia care au lumină. Deci o să fie și iluminați în Dumnezei, Dumnezei și planete. Oameni care fac parte din sistemul solar respectiv. E în ortodoxie. Credeți-i. Nu mă credeți. Cercetați. Scuze. O să o găsiți. Asta înseamnă, înțeleg eu prin iluminare, că am început o porologie cu iluminarea. Iluminarea nu înseamnă iluminat, că e aia preparat în codul da Vinci. Eu prin iluminat înțeleg spirit care a ajuns să aibă lumină proprie, adică să răspândească lumină fără să și-o mai ia de la Dumnezeu. Adică are el însuși energie care izvorăște din el. Principiul lumânării. Știți care e principiul lumânării? Eu cu lumânarea mea, ți-a prin lumânarea ta. Da? Lumânarea mea nu e superioară lumânării tale. Tu ai lumină, eu am lumină. Și asta e tot. Așa e iluminarea pentru mine. O să vorbim și despre iluminare și să facem niște ghiduri și să vă arăt. Nu v-am zis multe. Dar nici n-am vrut. Știți care e problema? De ce mi-e frică? Și mi-e frică pentru că, da, credeți-mă, eu o să fiu ăla care vă cal pe cap. O să vă arăt diverse și în momentul în care o să vă ia de cap, eu o să vin și o să vă cal pe cap. Credeți-mă, știți că pot. Și îmi face plăcere. Am mai greșit un poc. Mai sparg un cap. Asta apropo de iluminare. Iluminarea se știe că nu e cel mai ușor, cel mai greu ideal de atins. Nu. Problema e când ajungi un iluminat, adică ai lumină proprie, este să nu te termini tâmpenii. Că de-aia suntem pe Pământ Fiii de Dumnezeu, că aveam lumină proprie și am început să facem tâmpenii. Și ni s-a luat toată iluminarea.
De am început să ne... Vorba aceea. Pe toate părți. Și atunci problema nu este să ajungi la iluminare. Problema e ce faci cu ea. Adică până ajungeți voi acolo, mi-ar place să aveți atât de clar în cap ce aveți voi și nu aveți voi, ce e bine, ce e rău, ca nu cumva să vă ia de cap. Am întâlnit șmecheri de șmecheri care acum sunt pe jos. Pe dedesubt. Că n-am făcut diferența între bine și rău, între ce ai voie și n-ai voie. Asta nu vreau. Acum să nu vreți că aș suferi foarte mult. Dar mi-ar părea rău așa, de munca mea. Vă voi puii mei. Vă duceți acolo, stați frumos, luați o pauză. Vă mai. Să te împlute o chiftea prin zăvrele, mai băta un par cu apă, mai băut buzele pe cruce. Bun. Ce înseamnă Duhul Sfânt? Și manifestarea Duhului Sfânt. Manifestarea Duhului Sfânt se face în orice moment. Înflorirea naturii este o formă de manifestare a Duhului Sfânt. Când se trezește toată planeta la viață. E o formă de manifestare. Da? Știți pilda? Știți care era una dintre provocările? Bă, n-am reușit asta. Am încercat-o de câteva ori, dar nu mi-a ieșit. Pilda prin care a fost aleasă Maica să fie Maica lui Hristos, de fapt, nu Maica, prin care a fost ales Iosif ca soț al Maicii, că nu puteau să mă pe oricine, l-au ales din sfatul bătrânilor. Adică ăștia au vrut să fie siguri că nu mai poate. Ca să înțeleg. Și atunci ce-au făcut? Bătrânii erau toți persoanele de până, se plimbau la sinagogă cu treacă. Înțelegeți? Și l-au luat pe Iosif și l-au adunat la toți toiagele și au zis căruia îi înflorește toiagul, ăla va fi soțul Maicii. Și au pus la dar. Așa a fost ales Iosif. Mai apare înflorirea toiagului la Sfântul Petru. Când a vrut să plece din Roma. Și s-a dus pe cruce. I-a înfluit o iagă. El a dat semn. Nu mi-a înfluit o iagă niciodată. Aștept. Am o iagă pe ușă. Și pentru semne majore, când vreau un semn, vorbesc serios. Deci când am un semn de ăsta și mai vine câte ceva și spune eu sunt Dumnezeu. O iagă. Mi-a luat o treacă acum de la Atos, de la cu crucea Maicii Domnului și cu Maica Domnului a Atosului pe el și cu mătării pirogramate. Și îl țin după ușă. Și când îți mai vine cu idei de astea și cu brață și se pare că îți vorbește Dumnezeu, poți să faci să-mi vrească o treacă? Nu. La revedere. E foarte simplu. Eu vorbesc foarte serios. Mai în glumă, mai în serios. Las, frate. Poate să fii și o plantă de amic. Mai o scată, știi? Eu nu glumesc. Adică vă dați seama cam ce teste îl trece pe șef. Că dacă ei să-mi spună ceva, tu ești. Mai nu mai serios. Ciu e lumina vieții. Înflorirea magnoliei, a cerestului japonez și a toiagului lui Iosif e dat de același ci. De aceeași lumină a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt. În momentul în care s-a făcut traducerea Bibliei, 70 de rabini s-au apucat simultan. Pac! Au luat pixul și au început. Când au terminat, au pus amândoi toți, la fiecare, la în casa lui. Au pus pixul simultan toți. Puf! Că le-au comparat și virgulele erau aceleași. Aia înseamnă Duhul Sfânt. Nu că eu zic, bă, părerea mea vine atât, bă, nu, eu cred că părerea mea. Vine atât, bă, nu, dar eu cred că părerea mea. Nu. Duhul Sfânt este când toți zic, da. Până se ajunge la consensul tuturor. Ăsta e principiul catolic. Ortodoxia nu mai face de mult așa. Ortodoxia nu mai face de mult. Sinoadele,
țineau post negru 3 zile. După aceea se țineau sinoade. Și venea Duhul Sfânt. Ful, sub formă de porumbel. Și după aceea începeau sinoade și se luau se luau decizii. A fost lele. Fost ai lele. Acum se întâlnesc 2, 3. Și la revedere. De asta. Pentru că dacă ar veni de la Duhul Sfânt, când vine atunci, știi, și spune, ai grijă că... Eu, să vezi cum. Să vezi ce copăcel mă făceam. Dacă mie îmi zicea sinodul, taci din gură. De ce? Da, sinodul nu așa. Să-mi zică toți. Mă duceam frumos, spuneți ce am de spus. Și dacă toți în anumit ziceau, poate și nu vezi că greșești, eu tăceam. Așa dacă m-au trecut doar nu mă interesează. Da, sinodul făcut după 3 zile de post negru. Ei 3 zile, eu 3 zile. Sunt de acord. Și eu tac. Așa se face. Vă e clar? Ca să știți. Și după aia, noi suntem învățați că Ortodoxia e miezul din gărușcă. Că la noi vine lumina, că... Foarte frumos. Noi, până să înțeleg eu ce-i cu lumina asta, eu m-am lovit de niște lucruri elementare, da? Exorcizările făcute de Arhanghelul Mihail, da? Vă dați seama uimirea mea. Mă duc la mănăstire. Faci și exorcizări cu Arhanghelul Mihail. Citești catismele ca să ai putere cu Arhanghelul Mihail. Citești catismele ca să aibă să se încarce sabia. A prins lumânările, cele 9 lumânări. Bun, vine Hungry, taie. Vă dați seama, surprinderea mea mare, găsesc Reichiu. Citesc Reichiu lui Histenco. Deschid cerurile. Eu știam să deschid cerurile. Să vezi că poți deschizi cerurile cu un simbol. După aia, ajung la Caruna. Fac simbolurile din Caruna. Da? Și vezi că dacă faci simbolul din Caruna, respectiv Rama, ghici cine vine. Tot Mihai. Prietenul meu Mihai. Și prima oară zic, ce cauți aici? Păi mi-ai chemat. Cum? Păi simbol. Bine. Și am zis că simbolurile sunt, de fapt, un fel de, cum se cheamă? Știți cum aveau armatele pe stindarde? Noi suntem așa. Suflă-mi și mie. Hai, mai tare. Blazoare. Așa. Blazoare. După aia vine băiatul de la Mănăstirea Franciscană din Montreal. Și vine cu o munșe Arhanghel Mihail Jutăm Pri. Mă rog, și citesc rugăciunea franciscană. Și când citesc rugăciunea, se deschide, apare Mihail. Și zic, bă, tot ce am învățat e un rahat. Că nu e adevărat. Adică, hop, Mihail în Reiki, hop, Mihail în Catolici, hop, Mihail la Franciscan. Păi ce-i nebunia asta în lumea asta? Și atunci înțeleg, bă, că nu e adevărat ce, tot ce-i învățat, că noi suntem miezul din găluși, și că și alții au acces la Arhanghel. Și trece orgoliu. Eu sunt ortodox. Mi-a trecut. Și mi s-a întâmplat și următorul fenomen. La un moment dat, avem timp. La un moment dat, m-am zis că am ținut postul negru de în săptămâna patimilor. Nu când am ținut cele 7, cred că mai târziu. Eram deja student la medicină. Primul post de 7 zile l-am ținut înainte să mă însor. Nu știam dacă să mă însor sau nu. Și m-am gândit, hai să ținem post negru 7 zile. Să știu ce am de făcut. Bă, n-am ieșit. M-am însurat. Asta e. Și m-am dus tata, care, mă rog, n-a văzut un ateu cum se vrea să facă sfânt când era mic. După aia a luat-o pe partea altă și... Deci tatăl meu, care nu suporta cum mă duc eu pe la biserică, să mai știu ce, că era supărat. Te duci la ăștia care am stat, făcut eu băute cu episcopii. Știți că singuri care au buzunarele mai mari decât doctorii sunt episcopii. Au niște buzunare interioare, spunea tata că avea niște conținuri, intra un cartuș de chet pe tata la ambasadă, se ocupa de un fel de magazin al ambasadei, știi?
Și episcopul s-a dus la ambasadă, cu toți episcopii de ceva acolo, într-un buzunar i-a băgat un cartuchet și într-un o sticlă de whisky. Și intrau perfect. Un cartuș de Kent e atâta. Și, mă rog, era foarte simpatic că mă aduc eu pe mănăstire. După aia era cunoscut pe părintele Agatul și l-a iubit foarte mult. Și după aia pot cunosc și alți preoți. Nu mai ziceam ce vreau să zic de tata. Hă? A, mă rog, e prima oară când tata s-a închinat. Deci eu, în facultate, aveam până 90 de kilograme. Vă dați seama, mă ziceam, când ziceam poze cu 70, m-am dus la vreo 70 și un pic. M-am dus acolo și m-a văzut, s-au închinat toți. Era doar desiderat, m-am umflat la loc imediat. Dar am ținut treaba asta. Mă rog, nu atunci, în alt Paște, am zis să țin eu 3 zile poze. Și eu zic, Doamne, vreau să vă și eu de la mare. Și am zis, Doamne, care se joacă. Și mi-a trimis un arhanghel. Dar chema Iusuf. Din creștinismul Iusuf. Dumnezeu comic, știți? Are un umor extraordinar. Deci Dumnezeu, eu nu am întâlnit umor mai fin decât la Dumnezeu. Deci nu e ironic. E de-a dreptul umor. Și mi-a zis Iisus. Mi s-a împucat neuronic. Deci tot, deci dacă n-am mâncat la curmale și smochine cu Iusuf al meu, Iusuf mergea cu mine tot timpul. Și mâncam curmale și smochine. Cum vedea curmale? Smochine. Prea toate tare avea în București. Până am cunoscut-o pe Doamna de Sfinții Apostoli, Sfinții Mihail Gabriel, și m-am împiedicat puțin. Și atunci Iusuf, care era mare, mare de tot, s-a făcut deodată mic, mic atâta. Că am ajuns să sunt preoți ortodoxi. Harul preoților ortodoxi. Și a dat doar tuf! Și a zburat. A țipat, mi-a luat puterea și a fugit. Mi l-am adus înapoi, l-am împăcat acum ce zic fac. Că îi luase puterea. Bun. Să știți că i-am iertat și pe biserică, și clerul, și o să vă spun ciudat, dar și pe Mântuitorul pentru ce am pățit apropo de biserică și nici n-am de gând să mă plim, să mă plâng. Cert este că mi s-a întâmplat foarte mult. Eu sunt un tip, zic eu, onest. Adică îmi recunosc mizeria mea, dar pentru mine profesia mea așa am fost crescut. Profesia mea și ceea ce fac poate de asta câteodată mă supără și poate mă supăr mai rău pe voi că nu faceți anumite lucruri, pentru că sunt genul de om, nu poate pentru că sunt bărbat, care am cam sacrificat totul pentru ceea ce cred și pentru profesia mea. Și profesia mea, asta și m-am gândit, este să aflu. Să aflu, să analizez și să dau mai departe. Și de asta câteodată par dur când mai am câte cineva de o fac tută sau... Nu o fac o răutate. Eu tută o fac și pe fiii mea când îmi pune o întrebare din aia așa. Dar e o chestie care e cu drag, să știți. Nu e din răutate. Dacă nu m-ar interesa, știți, e faza aia cu don't argue with stupid people. Da? I don't agree. You're right. Deci, nici măcar dacă nu m-a interesat, v-aș lăsa așa. Atât de cât mă interesați, mă interesează ce gândiți. Eu nu zic că gândesc corect. Dar cel puțin știu, am niște momente în care îmi dau seama când cineva gândește nu foarte corect. Ok? Situația de azi a Ortodoxiei. Vai vouă celor care ați primit cheile împărăției, dar nici voi nu intrați, nici pe alții nu intrați să intre. Nu-i lăsați să intre. Exact ca în 2000. Construim un templu mare, dar niciunul nu știe să deschideți cerurile. Nu vorbesc de aia care fac reiki, care învață. Vorbesc de creștini ortodoxi. Nu știți să deschideți cerurile. Voi așteptați lumina când vă împărtășiți și de Paște. Adică ce s-a schimbat de la rabinii cu aceea? Nimic. Doar ierarhie.
Adică nu mai sunt rabin, sunt pop creștin. Și episcop și toți. Dar în realitate, omul simplu, care vrea, deci omul care vrea, nu are acces la lumină. Corect? Greșesc cu ceva? Bun. În altă ordine de biserica de astăzi este plătită de stat. Crezi că e corect și e bine? Vă vorbeam despre faptul că în momentul în care ești plătit de cineva, ești dator acelui... a acelui an, cu ceva. Vă spuneam că în momentul în care tu îți iei banii dintr-un loc, ești dator moral acelui care îți dă banii, vă dați seama că biserica este subordonată statului, care înseamnă ce? Elementul politic. Ia impresia că nu sunt subordonat statului, dar sunt subordonat statului. Noi nu avem o biserică precum ca Vatican. Vaticanul să aibă... Vaticanul se auto-întreține, Vaticanul are băncile ei, Vaticanul are... E stat. Nu e stat în stat. Că e altceva. E separat. Ci cu totul altceva. Vaticanul nu intervine în treburile Italiei. Își spune o părere. Ai cu totul altceva. Și nici nu. Da, interesează politica. Vaticanul întotdeauna a fost interesat de politică. Vaticanul are cel mai mult serviciu de spionaj. Păi cred că nimic nu se aseamănă cu spioanele din Vatican. Pentru că ele au mântuirea asigurată. Indiferent ce fac. Îmi dați seama că pot să fac orice pentru binele bisericii. Stați niște că avem și noi. Eu am avut o prietenă de genul ăsta. Care era împărtășită de el însuși. Și... da. Sunt foarte buni spioni. Bun. Știți când am înțeles treaba asta? Părintele Argatu avea o supărare. Foarte mare. Vă dați seama. Părintele Argatu avea oameni care veneau în fiecare zi. Toți îi lăsau acatiste. Toți îi lăsau... Era cineva care trecea acatistele, dar acatistele pe... cum se cheamă? Pe un caiet, pentru că erau atâtea acatiste, că nu putea să le citească pe toate și atunci le putea pe toate pe un caiet. Le ordona, ați înțeles? Și fiecare avea rubrici. Și le citea pe toate, astea e drăguț. Și au mulți care lăsau și bani pentru mănăstire, erau mulți. Nu am putea să întreține treaba asta. Era foarte supărat că nu are pensie. Și eu stăteam și mă gândeam, părintele îi supăra că nu are pensie. Perfect. Dacă ar vrea Dumnezeu să aibă pensie, n-ar avea? Ba da. Și atunci, de ce n-are părintele Argatu pensie? Pentru că nu vrea Dumnezeu. De ce nu vrea Dumnezeu ca părintele Argatu să aibă pensie de la stat? Ca să nu fie dependent de stat. De biserică. Aici e una dintre marile greșeli. Pentru că ei se bazează pe aia. Pe salariu. Diferența de mentalitate între un salariat și un liber profesionist este foarte mare. Ia să fii preot să trăiești din ceea ce faci pentru oameni. Să vezi că e aici. Și aici s-a greșit. Aici s-a greșit prin faptul că s-a trecut. Din perspectiva mea, dacă biserica ar vrea să fie ceea ce trebuie să fie, are destule averi să se auto-întrețină, are destui bani, destule păduri, destul asta, ar trebui să fie precum Vaticanul să nu depindă de nimeni. Și în momentul respectiv ar avea respectul oamenilor. Atât timp cât ei sunt bugetari și au salariu mai mic decât minimul pe economie, nu o să-i respecte nimeni. Eu parcă sunt împotriva bisericii. Nu-i așa? Toată lumea impresia că așa nu-i împotriva bisericii, da? Costumul ăsta e sfințit la nuntă și la botez, să știți. Adică eu cred în harul bisericii. Cred că e prost orientat. Și o să spun oricând. Eu îmi doream să fac o biserică care să fie puternică. Cu ce am învățat în masă, m-am dus în medicină. Medicina nu a vrut să învețe ce a zis, că era prea SF. După aia, cu ce am învățat din medicină și din asta, am vrut să mă duc în biserică, să învăț biserica. N-am vrut. Știți ce mi s-a spus? Când le-am spus, hai să studiem împreună treaba asta, că ați pierdut harul vindecării, am descoperit altele. Adică ce ați descoperit, mă? Să faceți o liturghie? Că a făcut-o. Pot să vă fac și o liturghie mâine. Vă compun. În 24 de ore. Cărțile din cărță scriu. Eu liturghia Sfântului Vasile. Ce mai iau pe rulul?
Ioan Brădeau, fac un mixaj, fac ca la, ca la VP, știți? La verificare pe parcurs. Mă uit un pic în alea, mai adaug ceva din minuni, mai adaug ceva din faptele apostolilor și acum voi duce. Și gata. Și când e omul rău, îi cântă liturghie. Că și Hristos, când era o orbă ăla, a cântat o liturghie, și când era o loc, a cântat o liturghie și a cântat la hară. Credința fără fapte e moartă. Asta am înțeles-o și eu. Degeaba îmi vorbești de oricine, dacă nu poți să-mi demonstrezi. N-ai nicio valoare. Mă rog. Bun. Ceea ce reușesc să facă Biserica, în schimb, este prin faptul că este aiată de stat, este că plătește prin asta păcatele noastre. Adică noi dăm bani la buget, banii la buget se duc și către Biserică, automat Biserica în contul ei, să știți că dă aur spiritual, că nimic nu e moca pe lumea asta, și atunci noi primim aur spiritual din visteriile spirituale ale Bisericii Ortodoxe, fără să-și dea seama și fără să ne dăm seama. Adică ea plătește pe treaba asta karma de neam. Adică asta e partea pozitivă a lucrurilor. Dar numai bine, făcând ce trebuie și ce e bine, îi ajuți pe oameni să înțeleagă. Și în momentul în care îl ajuți, omul îți dă el bani. Nu trebuie să-l silești. Sunt multe lucruri care sunt proaste. Nu. Deci nu există. Știți că voi toți sunteți arătați la parohie, așa? În București. Sunteți obligați să vă duceți la nu știu ce parohie, să vă spovediți, să vă părtășiți. Pe unde e duhovnicia în toată treaba asta? Care e partea spirituală a chestii astea? Pe ce sunt la dispersarul de cartier? Țin de dispersar? Relația cu duhovnicul este o relație spirituală. Nu administrativ creștin-ortodoxă românească. Eu nu pot să mă duc să mă spovedesc la preotul de cartier. L-aș omorâ. Ar muri în chinul sărac. Ar trebui să adune mai mult. E, lumea. Ideea este că relația cu duhovnic este relație spirituală, relație sufletească. Nu poate să o impună Biserica prin faptul că are el patru parohii. Fiecare preot ar trebui să aibă oamenii pe care îi merită și pe care reușește să-i aducă la Biserică. Nu să-i fie obligat să ducă acolo. Biserica a devenit așa un fel de MLM spiritual. Produce aur spiritual. Corect. Foarte mult. Corect. Și cui folosește? Folosește prin împărtășanie celor care se împărtășește, celor care se roagă. Să știți că voi când vă împărtășiți, trebuie să vă spun, ca să știți, e o formă de împrumut. Vă dă, Doamne, Doamne, ca împrumut pentru evoluția voastră spirituală. Adică e ca și cum ai potențial. De ce apare ideea de împărtășire cu nevrednicie? Pentru că în momentul în care te împărtășești și nu te ridici la nivel cristic, țineți minte, a te împărtăși înseamnă că stai la masă cu Hristos. Și poți să fii ori apostol, ori Iuda. Ca nivel spiritual. Deci te-ai împărtășit înseamnă că tu ți-a asumi să ajungi acolo. Ce se întâmplă dacă nu ajungi acolo? Transformarea inia. Adică tot ce te-ai împărtășit și ne-ai folosit în evoluția ta spirituală se transformă în sens negativ. Deci nu vă bucurați că luați lumina. Fericită! Dar dacă ai luat lumina, te obligă. Vă e clar? Adică să vă fie foarte clar. Împărtășania te obligă la evoluție până acolo. Ca să știți. Devine o obligație. Păi nu ai luat? Cu împrumut? Mult ți s-a dat, mult ți se va cere. Să n-am înțeles preoții.
Eu, ca să-mi refac sufletul, pe vremea mea, nu știam altă metodă. Că eu pierdeam foarte mult ca formă de tată, ca mică personală și de neam. Și nu știam decât să țin post negru 3 zile. Odată mă duceam, părintele, 3 zile. Am și uitat numărul. Bine, am făcut și prostii, în sensul că mă mai jucam cu diverse și mai greșeam. Și atunci, la exorcizare. Eram mic ucenic, vrăjitor. Și făceam tâmpe. Dar... pentru karma aia de neam. De 3 zile de post. Plus că mai erau și avorturile de pe familie și toate astea. Și atunci trebuia să facă ceva. Nu-mi pare rău, am învățat foarte mult. Am crescut foarte mult. Dar, ca să știți, cum se... Să știți că dependența materială dă dependența spirituală. Știi că e paradoxal, dar treaba asta a spus-o Marx, mi se pare? Marx a zis că, parcă, mânăstarea materială determină conștiința spirituală. Bă, nu știu dacă e chiar așa. Era o idee. Dar, bunăstarea materială, sigur, îți dă o independență. Ați fost dependenți de părinți, da? Nu v-ați simțit consești? Mami, dai și mie niște bani că vreau să-mi cumpăr. Iar îți trebuie farduri? Ați vrut dependenți de soți? Sau de soții? Drăguț, nu? Ați înțeles de ce independența materială îți dă o independență spirituală? Așa că e de căutat să fiți indiferent cât de puțin ai, dar să fii independent. Eu nu știu întotdeauna căutat treaba asta. Și eu și sorbe, de exemplu. Noi am muncit de la 18 ani. Când eram mic, duceam. Eu. Sorba, mă rog, era. La țară duceam să muncim ca să facem rost de bani. Să nu depindă de părinți. Când îi văd pe ăștia de azi, nu îi înțeleg. Atașați așa, lipiți. Avea tot o expresie ca fasolea pe arac. Așa sunt pe părinții, sumin. Nu, eu totdeauna mi-am vrut să fiu independent, să nu depindă nimeni. Să nu crezi că am avut momentele mele de dependență. Am murit. Cel mai greu mi-a fost când m-a ținut mama în școală. Să nu crezi că mama e vreuna de aia care să se reproșeze sau nu dau întâlnește. Dar faptul că depindeam de ea. Îngrozitor. Dar am înțeles de ce. Trebuia să mă întrețin. Era o formă de plată. A fost îngrozitor. Să stau să mă țină mama în școală. Ca mine. După aia, când mi-am dat seama că eu școală și lecția mea a dependenței și ce înseamnă dependența și atașamentul și obligația și... Știți ce mi-a mai fost greu să fac ca și școală, ca dependență? Împrumuturile la bănci. Altă dependență. Foarte mare. Când ești împrumutat, ești legat. Pom. Indiferent unde. Că e cămătar, că e prieten, că e mama, că e tata, că e bancă. În momentul în care ești împrumutat, ești dependent. Ești legat. Nasol! Nu? Așa că munciți pe bani vostru. Mult puțin să fie al vostru. Să nu depindeți de mine. Aia vă creează o dependență. Și dacă n-ați înțeles-o până acum, o să o înțelegeți. Că eu fugeam ca dracu de tămâie de promotor, știi? Și da, da, aici nu, aici nu, aici nu, bine. Fac. Ca să înțeleg, m-a trecut prin toate astea să înțeleg principiile pe care aveți surpriza că mi-a plăcut mie. Niciodată. Eu le simt, am așa un fler la legături. Le... Dar m-am băgat, știți? Așa a fost modelul. Bine, n-am greșit. M-am dus,
Am învățat, am mers pe departe. Bun. Călugărie. Unul dintre lucruri pe care nu le-ați învățat ortodoxia este relația cu sexualitatea. N-a înțeles sexualitatea. Deloc. Blam. Pentru ei sexualitatea e un păcat, pentru ei sexualitatea e ceva impur, pentru ei sexualitatea e una dintre problemele ortodoxiei, care a fost preluată și de inforul energetică. În realitate este o emanație a Bisericii. Mi-a picat fisa asta în momentul în care la diferite ocazii, cum ar fi Crăciunul, Paștele. Dom'le, se umplea școala de ăștia cu bărbluni și fuste lungi. Și sunt atârnosirea bisericii din cadrul ei. Nu mă miră. Pentru că cunosc oameni care erau chemați, de exemplu, de teoptist, să le facă măsurător. Să înseamnă că cunoașterea lui era mult mai mare, pentru că asta nu era, era, mă rog, este, sper că n-am mai cântă timp, unul dintre apostoli. Întrupat, că n-am înțeles și el tot, clar. Și el chema teoptist să-i facă măsurători. Din păcate, a preluat, ca și școală spirituală, tarele ortodoxiei, adică problema legată de sexualitate. Bun. Un călugăr care se mântuie devine serafim. Își mântuie tot neam. De ce? Pentru că toate structurile lui se transformă în lumină și automat își rezolvă și problema de karma și problema de pe canalul de peida și pe pingal. Adică călugăria este o chestie frumoasă. Călugăria este o modalitate de a sublima energia. Ceea ce n-am înțeles e că această călugărie de abstinență este liber consimțită. Adică eu mă fac călugăr că vreau eu. Eu aleg să nu fac sex că vreau eu. Eu aleg să conserv energia sexuală și să o sublimez. Aleg eu! Nu trebuie să-mi impun legea mea cu ea. Tu ești un păcătos că nu faci sex. Sau că faci sex, scuze. E o alegere personală. Dacă eu mă călugăresc și aleg într-o zi ca toate energiile mele să le conserv, să le îndrept către Dumnezeu prin rugăciune, pot și ce mai fac eu. E o alegere personală. Trebuie toată lumea să fie călugări. Petru parcă spunea. Cine poate să stea singur, cine nu să călugăresc. E o formă de sublimare. Dar asta pentru că n-are cunoașterea de cuplu. Ortodoxia n-a studiat cuplu să vadă cum poate să evolueze un cuplu făcând sex. Sublimând energia. Consideră sexualitatea păcat. Te-ai culcat cu o femeie, 7 ani n-ai voie să te împărtășești. Ai făcut-o singur 40 de zile. Domnilor, scăpați mai ieftin cu una mică în baie. Din perspectiva iubirii, din perspectiva iubirii bărbat-femei, îmi pare rău. Dar în ortodoxie nu vă arătați prea mult, Doamne. Adică, relația bărbat-femeie, sexualitatea bărbat-femeie, iubirea bărbat-femeie transpusă în plan fizic, este socotită un păcat. 7 ani n-ai voie să te împărtășești. Nu vorbesc de sex oral. Acolo e vreo 14, 17, nu mai știu. Hai! Nu că așa avea o problemă. Eu sunt ăla care nu trebuie să-mi dai tu când fac singur. Lumina. Bă, era să zic, dar nu pot.
că eu am toate coastele, știi? Da, poți încerca? Deci, ideea este că nu și-a rezolvat problemele legate de sexualitate. Asta este unul dintre problemele pentru care școala spirituală infoenergetică are o notă mică. Tocmai pentru că n-a integrat sexualitatea și feminitatea și e la fel de misogină ca și ortodoxia. Prin integrarea feminității înseamnă tot ce înseamnă femeia și tot ce acceptarea tot ce înseamnă femeie. Eu nu zic că sunt mai bine, dar măcar am înțeles mai multe. Și am acceptat mult mai multe. Bun. Nu mai știu să folosească sabia de lumină. Sunt câva care știu și eu o folosesc prost. Adică eu mi-am luat sabia de lumină în cap de la preoți. De stămintea în loc. Tocmai pentru că nu am să știu cu mine. Deci ăștia... Bine, și eu sunt la fel, știi? Când faci ceva rău, mai întâi eu trag și după aia. Dacă îmi face rău, eu nu am făcut lor rău. Prin ceea ce spun, nu le-am convenit. Și atunci, să mă trag în freză. Dar sunt puțin cei care știu să folosească sabia de lumină într-o ortodox. Și când o folosesc prost. Adică, la maniera că lovesc șarpele când ai nici, lucru pe care l-am făcut și eu, drăguț, tocmai de săptămâna de Paște. I-am dat-o unei fete. Păi era un șarpe și am văzut un șarpe și era mare. I-am dat una peste coadă. A doua zi a venit salvarea. Nu l-a venit să energia vitală. Dacă am văzut șarpe și am învățat că șarpe era o învățire, i-am dat-o. Bine, față de alții care iau căpățări și au venit, iau capul mâini la mine, e partea a doua, era parfum. Și ăștia sunt mari duhovnici. Apropo de... acum mai nou, orice preot mă vede și, mă rog, că mai spune, am vrut să mă exorcizeze. Și ajung în Atos. Și m-am certat cu taica, papa, bine, e adevărat, eu aveam o dragoință de aia mare cu mine. Și s-a certat taica, papa, cu ea și, mă rog, și vedeam așa tăiată. Da, acolo am făcut de ce am avut de făcut, când la prâul Maicii Domnului am dus-o, mă rog, întreagă poveste. Dar după aia, ajungem într-un magazin de obiecte sfințite din Atos, știi? Și acolo sunt tot felul de chestii de la sfințite, știi? Și eram cu părintele acolo și... Nu știu dacă știți ce e Sfânta Copie? Da. Sfânta Copie care se taie în altar și simbolizează, în realitate, sabia Hainului Mihai, știi? Și zic, părinte, părinte, vine repede, repede. Asta vine, ce s-a întâmplat? Uite aici o Sfântă Copie. Și... Păi zic, hai să fie repede o exorcizare, o ei. Zic, mă întorc cu spatele, faci o cruce acolo și se vede. Nu exorcizezi. A făcut drăguță o față. Pentru că știam cum se face. Adică, în niciun caz n-ar putea să fac mișto un demon. Treaba asta, că ea trebuie. Când le spui așa ceva. Exorcizarea cu Sfânta Copie. I-a plăcut. Am devenit prieten. Preoții de azi. Călugărie e frumoasă. Călugării primesc la 7 îngeri când se călugăresc. Este special. Mie mi-a plăcut în mănăstire. M-am simțit ca acasă. N-au probleme cu ascultare. M-am ajutat la o stare, ți-am zis că vin să văd de rău și mi-a zis doar atât. Te pun să sper veceul. Și am zis, n-am nicio problemă. N-ai ce să înveți de la mine. Plec. Eu n-am o problemă. Le-am făcut pasta. Mă rog, preoția. Preoția ortodoxă e slabă. Foarte slabă. De ce? Să ne și mă gândesc, eu dau rezultate, să știți. Nu o fac, o fac cât se poate de... E slabă pentru că s-a înconjurat de obiecte sfințite. S-a înconjurat de obiecte sfințite. Hainele ortodoxe sunt sfințite. Obiectele, cruci, mătănii. Asta, pe de-o parte, zici că te protejează. Hainele ortodoxe se sfințesc, să stea nu știu cât timp în altar, în poz negru. E o întreagă poveste cu sfințirea. Eu nu m-am făcut preoși din încă o cauză. Am văzut tipicul bisericesc.
Dom'le, trebuie să vă spun, eu am hardul mic. Hardul meu e foarte mic, știi? Ca să, de exemplu, acum când dau delete la tot ce am învățat despre ortodoxie, adică termin cu ortodoxia, trebuie să dau delete. O să rămână pe caiet, dar eu mai mi-aduc aminte așa, în pasant, pentru că mie nu place să rețin multe și nici nu mi-am dorit să încapă foarte multe informații în care mi se pare inutil, pentru că oricum nu poți să o cuprinzi pe toată al Dumnezeu. Și atunci, folosești informația dacă ai nevoie de ea. Dacă ai nevoie de ea, păi mai sunt cărți. Nu trebuie să învăț pe din afară. Știți că la metalurgie aveau ăștia o carte așa cu aliajele, știi? Inginerii români, când s-au dus în străinătate, știau oțelurile pe din afară. Și americanul, le știi pe din afară? Da. Păi voi nu le știți pe eu? Nu. Dar cum faci? Am o carte. Și dacă pierzi, mă duc la lucrărie. Ați înțeles? Noi avem asta cu trebuie să ții minte. E o prostie. În supraîncărci, ați văzut cum un carburator supraîncărcat merge prost? Bă, să știți că creierul omului e la fel. Ați văzut că oamenii care au mintea liberă, adică nu au foarte multe informații, merg foarte repede. De aia se spune, zice, are mintea odihnită. Știi că cel mai mult bucle pe creier, ți le face cineva cu mintea odihnită. Că ăștia, cum să zic eu, având mintea odihnită, gândesc foarte repede. Bun. La un moment dat, mă certam cu propriul. Am un prior care mă certa. Ne certam de drag. Sincer, și mie îmi place de el, și lui îi place de mine, dar ne certam. Că el e ortodox. Și la un moment dat îmi zice, Dragoște, că am văzut la el. Erai cam ciufulit la conferința aia. Da, părinte, că zic eu, mă întâlnesc față în față cu rău, nu stau ascuns după fuste, ca alții. Nu mi-a mai zis nimic. Adevărul e următor, că ei nu primesc că dau în față. Ei au haine sfințite, când spovedesc, tu ca terapeut, îți bagi mâinile și sufletul în mizerile celorlalți. Da? Când vine ca psihoterapeut, când vine și povestește ce a pățit și aia, vin toate așa de câte ori pleci. Bun, e o formă nasoală. Dar vreau să spun că în timp, tu ești mult mai îmbunătățit decât cineva care e tot timpul îmbrăcat în haine sfințite. Nu o să fii îmbrăcat în haine sfințite. Bine, e probabil. Adică că călugări iau o bluză pe care o dau jos când îi spală ultima oară. Se spală cu totul. Da. Ideea este, băi, faptul că au lucrurile care îi sfințesc astea, îi face în realitate mai slab, nu mai puternici. Tu, în raport cu rău, poți să fii oricând. Adică, hai să vă spun ceva, am avut și dependența asta. Ce te faci, frate? N-ai mir, n-ai mult fernic, n-ai cruce, n-ai! Ce te faci? Nu vă mai... Faptul că îți pui nădejdea în lucruri exterioare, sunt ca roțile ajutătoare la copiii care merg la bicicletă. Știți? Când ești sigur că ai două roți în stânga și dreapta, mamă, ce bine mergi! Scoate-i roțile. Să vezi. Așa sunt toate lucrurile ajutătoare. Aveți dependențe? Da. Ai cum ce să lasă ca să vezi, mă. Te ia dragi. Știți, mai sunt aia cu 15 mătănii, cu brățări, cu alea, cu perdeala taxiu. Ați văzut perdeala pe mizul la taxiu? Deci nu-i ajunge să... Păi el are probleme. Trebuie să-l ajute tot cerul și îi pune pe toți acolo, ia aliniază. Nu mai vede prea din dreapta. Asta se numește dependență, se numește atașament. Finalitatea te slăbește. Tu cu Dumnezeu, frate, în fundul gol, să vedem. Poți? Duci? N-ai, ce faci? N-ai cruce, ce faci? Limba cerului și toți faci una.
Adică trebuie să vă fie foarte clar. Adică eu n-am nicio motivă să purtați cruci. Sau doamne fel să înțelegi că sau mătări. Sau, bă, dar să nu fiți dependent de ele. Le-ai uitat acasă? Oh! Ne-am uitat mătările, mă ia dracu. Eu am trecut prin asta, de asta vă zic. Mi s-au rupt mătările. Mi-au rupt mătările de Sfântul Dumitru. L-am suferit îngrozitor. Nu. Treceți peste treaba asta. Bun. N-am carte de rugăciune cu mine. Ce fac? Păi eu eram în mănăstire și mi-am dat seama că eu sunt de la care simplifică tot. Știi? Și umblam peste tot cu mine psaltire. Că poate am nevoie. Și aveam și un carență cu mărită. Poate am nevoie. Și cruci. Poate am nevoie. Și achează. Poate am nevoie. Și mir. Poate am nevoie. Și tămâie. Aveam și tămâie de aia pentru farmece. Am văzut că au spus în aia pentru preacurvie. De aia n-au niciodată. Mi-a lipsit. Poate o găsesc. Bă, da. Doamne, doamne, mai încolo, la 70 de 75. Mai încolo. Am zis că peste 25 de ani poți să găsești și pe aia. Da. Slavă Domnului, că sunt slab. Pe cuvânt. Dacă nu eram mort de mult. N-apucam să cresc, știi? Că e ușor să o distrugi o persoană cât e crudă. Un leu îl omoare așa când e pui. Când se face mare. Ai o problemă. Ai o dilemă. Ai înțeles? Bun. Ideea este, nu știu, asta nu s-a acceptat. Și a dispărut oarecum duhovnicia. Tainele Duhurilor. Înainte tainele Duhurilor se învățau în Natos. Mai duhovnici au fost creați în Natos. Demonii. Erau studiați în Atos. Adică, acolo se învăța să te spovedești. Un preot care este crescut în Atos, în duhovnicie, în sensul spovedanii, ăla e un preot bun. Sunt rași și nu sunt încuiați. Cred că și ceva acolo. Bine, nu se le placă lor diverse. Unii... un prieten de-al meu, știi? Ăsta avea mântuire, apropo, de Reiki, de toate alea și el a ajuns în Atos înainte mea. Eu am zis, bă, n-am ce să caut, n-am ce să mă duc de la el. De ce mă chem într-o lungă? Eu știu că nu, eu știu unde mă duc, știți? Că te trage sufletul. Nu, că am ceva de luat de acolo. Ei, zic, de ce mă tot? Și a ajuns primul în Atos. Și a ajuns în Atos, îmi povestea. Bă, zice, pe drum ne-am întâlnit cu unul. Păi era la îmbrăcat bai mama lui. Și hai, bate cu noi. Hai. Și am mers. Și am vorbit de la discuții, am vorbit de Reiki, am vorbit de toate, toate, toate. Și, doamne, când am ajuns la... Adică... Și vorbea de știință spirituală. Și... Când am ajuns la mănăstire, toată lumea din mănăstire, trebuie să se cupe mâna lor. Ăștia au fost păcat. Și am întrebat, cine e? Cine mare e? Păi de ce nu știm, dar zice, e de mică mănăstire în Atos și a lipsit așa pe 20 de ani de la apel. Și s-a întors după 20 de ani. Nu se știe cum a trăit, de a trăit, ce a trăit. Cineva așa, un tip foarte iubit de maica și a apărut după 20 de ani. Și zice, și acum îl simt toți, că e altceva. Stă și pe bauna. Mă rog, s-a vindecat al meu. Că ăsta o luase și el cu mâini, o diverță. Și avea îndoiel. Că e pe care cel bun. În altă ori de idei, au greșeli de interpretare ale Cuvântului Mântuitorului. Și spune la un moment dat Mântuitorul, vă dau vouă putere ca orice veți lega pe pământ să fie legat și în cer și orice veți lega pe pământ să fie dezlegat din cer. Și e primul lucru pe care l-a făcut atunci cu să lege omul. Să îi lege că nu fac ce vor ei, să le lege sinele și-a pregutat pentru că oricum nu înțeleg ce aia. Să lege, să lege, să lege. Că dacă nu faci cum vreau, îți leg. Aia, să-ți lege business-ul, să-ți lege casa, să-ți lege ceva, să-ți lege. Ei n-au înțeles că a dezlega și lega
se referă strict la a ajuta omul să-l dezlege de păcat. Să legi să nu mai poată să facă. Adică vine omul, eu vreau să mă las de fumat. Perfect. Te poate lega să te lași de fumat. Poate. Dar dacă vrea omul, nu mă legi să mă las de fumat dacă eu nu vreau să mă las de fumat. Că aia se numește încălcarea liber arbitru. Și n-aveți voie să faceți asta nici măcar în numele Lui Hristos. Nimeni n-are voie să facă treaba asta. Nu vorbesc că am găsit, acum vorbim de cei 2000 de ani, da? M-am dus toată la un... Mi-am avut cursurile într-un liceu din Sibiu. Și ăsta a fost internat, nu internat, desă de maicuți, ceva de genul ăsta, oricum catolic. Și tot ce ținea de cancelar era la minus. Am vorbit, dar scuzea să mă îngăci. Erau toți legați de pe vremea catolicilor. Erau legați acolo toți cei care nu se dădea acolo cu biserică. Și sunt o grămadă legați pe sub biserici. De preoți și de episcop. Și al preoților. De ce? Ca să arate că ei sunt buni. Adică te pui în gură cu el și la te leagă. Că nu ești de acord cu el. Și că i-a dat-o Hristos. Perfect, dat-o Hristos. Dar n-are voie. Drăguții, când unul de ăsta face o prostie și te duci pe partea aia la și începe, pe mine apară cu Hristos, pe mine. N-a de aici. Dacă te apă. Nu vă apără nimeni dacă face rău. Niciun Hristos. N-are voie. Țineți minte. Și preoții ar trebui să știe. Nu. Cu atât mai mult cu care faci rău. A. Sunt lucruri care țin de dreptate. Cum ar fi rugăciunea aia, apropo de pe care am făcut-o azi. Aia se numește rugăciune. Nu l-a legat. A cerut semn. Aia e cu totul altceva. Dumnezeu poate sau nu să facă un semn. Doar nu crezi că știa părintele să crească niște folicuri piloși în ochiul hoțului. A fost decizia Dumnezeu. Una este să... Eu am fost crescut cu următoarea idee. Părintele Pantelimon așa îmi spune. Omul propune, Dumnezeu dispune. Tu poți să propui. Dumnezeu va decide ce crede că e mai bine și mai bine să-L lăsați pe El să decide. Decât să faceți voi. Sunt mulți care cred că urmând o anumită cale, toți ceilalți trebuie să se supună. Greșit. Asta s-a, de exemplu, în școala de la distinție, s-a perturbat treaba asta la biserici. Și acolo, de exemplu, o să vezi că nu sunt spinte cu vârste astrale foarte mari, care se treacă de 4 grade, 4-5. De ce? Păi pentru că dacă au prea multă cunoaștere și prea multă putere și prea multă lumină, încep să se îi dea la o parte pe ciclot. Și atunci, la distinție, a pus capac la tot și cu vârste astrale mari. Îmi vin la mine, la cabinet. Câți ani de la distinție? 4. Câți? 3. Câți? 5. Și după aia la revedere. Le-a pus capac. Să nu poată să mai urce de acolo mai sus. Servesc ca bază piramide. Și la revedere. Greșit. Din perspectiva asta se va lua. Lumina e. E greșit. Și au pus bază în fiii de Dumnezeu care le-au pus capace, care le-au legat și ar precunda ei. Și asta e greșit în fața Universului. Nici măcar nu are importanță dacă a spus-o Hristos sau nu. Iisus nu este deasupra Universului. Primordial. Par, da. Care, da. Dar și El se supune același lege ca și Universul. Este aceeași greșeală pe care au făcut-o fiii de Dumnezeu, care s-au crescut superiori. Și au greșit tocmai pentru că au oropsit pe alții. N-ai voie. Bun. Problema este că, la un moment dat, am vorbit de preoție, a zis Părintele Argatul ceva și îmi place să spun. În vremurile din urmă, diavolul va predica din ușa altarului. Și mi-a făcut plăcere să o spun.
În altă ordine de idei, apropo de apropo de Pidanion. Știți ce e partea drăguță a Pidanionului? Aici sunt legile lăsate de apostol. Legile lăsate de apostol, cum ar trebui să comportă o societate ordinară? Știți ce s-a întâmplat în timp? Episcopii au scos legile referitoare la ei. Ați înțeles? Adică să nu credeți că ce se întâmplă în Parlamentul României e nou. Cineva a studiat foarte bine Pidanionul și a văzut că episcopii pot să facă asta. Adică sunt legi pentru mireni, adică pentru voi, și legi pentru episcopi. Legile lăsate de episcopi, de apostoli, pentru episcopi, nu mai sunt acolo. Toate. Am mai scos din ele, am mai periat un pic. Dacă mai durează un pic, le perie de tot. Nu știu dacă au avut voi sau au făcut asta sub harul Duhului Sfânt, dar au făcut-o. Nu vă spun să mă credeți. Cercetați. Bun. Cele șapte taine. Eu mă sădui să trec prin tot. Cele șapte taine, știți, ale Ortodoxiei. Botezul, mirurgia, Eucharistia, spovedania, preoția, am vorbit. Da? Masă. Am vorbit. Putem să vorbim un pic de spovedanie. Mirungere. Am tot vorbit de ungerea. Deci cu coboarea Sfântului Duh. Că, de fapt, crucea reprezintă o cătare și momentul în care învăși pe Dumnezeu, vine Harul Duhului Sfânt și coboară exact acolo unde e făcută crucea. Am mai povestit asta, nu? În conferințe. Aia. Mirungerea. Botezul. Botezul reprezintă botezul în Hristos. Botezul nu e nou. Există botezul cu apa lui Ioan. Există... Stai un pic. Există botezul lui Melchisedec, inițial. După aia vine botezul cu apă al lui Ioan Botezătorul. Și după aia vine botezul cu apă vie cu lumina al lui Hristos. Da? Deci botezul nu e un lucru nou. Cum a ajuns astăzi? Eu am botezat în apa Iordanului. Eu cred că Dumnezeu e peste tot. Chestia cu faptul că vine biserica și spune nu, botezul trebuie să facă doar în biserică, e o prostie și ține de lipsă de cunoaștere și de interese materiale, în niciun caz de o componentă spirituală. Mai este adevărat că botezul făcut în biserică crește puterea harului bisericii respective. Deci dacă o faci în natură, se duce în natură, dacă o faci în biserică, ea se adaugă harul bisericii. Din o perspectivă spirituală, botezurile făcute într-o biserică cresc harul bisericii respective. Știți că fiecare biserică, la târnosire, capătă câte un înger. Care e grea de biserica respectivă. În momentul în care se fac multe slujbe în biserica respectivă, crește îngerul. Ăsta este principiul prin care, de exemplu, o episcopie poate să ajungă arhiepiscopie. Teoretic, în canon, e scris că după vreo 150 de ani. Dar aici nu se pune oare problema de timp, ci de cât bine faci. Adică ca putere. Adică nivelul de episcopie la arhiepiscopie trebuie să treacă peste o anumită putere a binelui, ca să zic așa, a harului, locul respectiv și atunci trece de la nivelul de episcopie la arhiepiscopie. Evident că asta se poate face repede, depinde de cine e acolo. Și asta ține și de rău peste care trece biserica respectivă. Adică totul este un raport bine-rău. Da? Dacă, dacă botezi foarte mult oameni, automat energia se acumulează la nivelul harului bisericii și crește puterea biserica ca și har. Deci din perspectiva asta sunt de acord. Dar să știți că botezul are valoare și în cadă, și afară, și pe câmp. Adică botezul e botez. Vă e clar? Bun. E adevărat că botezul este o... Ok. E bun. Ajută. Îți aduce îngerul păzitor. Îți aduce cămașa. Dom'le, da. Chestia cu izbăvirea de păcat original, asta e de-a dreptul pur și simplu. Asta e poveste. Poveste, poveste.
nu se întâmplă asta neam. Adică, bă, duc eu niște pacienți de-ai mei și dacă ăla care e strâmb din naște, care o karmă foarte grea, se îndreaptă cu popoteți, pentru toată ce știu. Și nu unul, trebuie să fie toți. Adică mie nu trebuie o minune. Un lucru ca să fie adevărat, nu trebuie să fie o minune. Ați înțeles? Dacă botezul izbăvește de păcatul original, atunci ia orbă ăsta din naștere și îl face văzător, îl ia pe ăsta tetraplegic și îl face să meargă, asta nu se întâmplă în realitate, da? Dacă realitatea contrazice o definiție de asta, înseamnă că nu e adevărată. Vă e clar? Cum se judecă? Când o să găsiți ceva, bă, Dragoș, vezi că aici nu e așa. Și ați văzut voi în realitate ceva care nu s-a potrivit, cu dragă inimă schimbăm tot. Ați înțeles? Așa zicea Rudolf Steiner. Dacă ceva din afară contrazice ceea ce spun, nu mă las în seamă. Așa a zis el. În rest, povești cu că o să fim, astăzi povești. Da? E util botezul? Da. E mântuitor? Nu. E ajutător? Da. Este un îndrumător spiritual? Da. E curățător karmic? Da. Este izbăvitor? Nu. E finianul de botezat. Și de pop, și de călători. Da? Deci niciuna nu mântuie. Masul s-a pierdut. Taima Sfântului Masul. S-a pierdut. De ce? S-a pierdut vindecarea. De fapt, masul este o rugăciune. Ei au pierdut taina vindecării prin punerea panelor, primarea panelor. Deci au pierdut taina vindecării și prin punerea panelor. Au pierdut și taina vindecării la distanță. Sunteți conștienți că există taina vindecării, adică vindecarea prin punerea palmelor cristică? Că punând mâinile pe bolnavii se vor vindeca? La revedere! Există taina vindecării la distanță? Cristică? Pilda sutașă. Doamne, vindecă pe sluga mea. Hai că vin. Nu-i nevoie că eu sunt păgân. Tu zi numai. Și se vindecă. Că și am 100 de oameni sub ordine, dacă îi zic unuia, fă, face. Mare ți-e credința, du-te, sluga ta va fi vindecat. Terapie la distanță, prin îngeri. O mai știe vreun pop? Ba. Au putere? Da. Ei au harul, nu știu ce să fac cu el. Și nici nu vor să vede. Știi că am zis, bă, uite, vă învăț eu. Cu voi, deci nici nu trebuie. Nu facem inițiere Reiki, nu fac inițiere. Dar uite, îți explic cum să o zici tu, Haru. Și tu dai cu... nu faci șoc cu Reiki. Faci așa... Să vezi că merg. Ei nu. Batman, Batman, ei știm. Ei sunt calea cea dreaptă. Calea cea dreaptă care nu folosește nicăt nimănui. Și atunci, masul, dacă nu știți să fac un plan, masul conectează la Evanghelie, acele șapte Evanghelii. Șapte Evanghelii care țin de șapte vindecări. Conectează la șapte entități care vindecă. Coroborat cele șapte arhanghelii vindecători. Și deschizi dimensiunea către cei șapte arhanghelii vindecători, cu post și rugăciune, aduci în prezent entitățile care se ocupau de terapie la momentul lui Iisus Hristos. Asta e tot. Pam, pam. Simplu. Ca orice lucru care e simplu. Numai că oamenii caută chestiile alea. Complicate. Mi-a luat o freză de la un călugăr. O prietenă mea s-a dus la spovedit și i-a povestit că eu am un carnețel. Unde am niște rugăciuni. Mi-a luat o sabie în cap de mi-a zburat vertebra. Deci mi-a zburat vertebra. A trebuit să mă să-mi pun. Mi-a luat-o părintele la... Și m-am dus acolo. Bă, de ce dați? Uitați aici, carnițelul molit, telerugăci începătoare, dezlegările, eu nu credeam. N-am altele. Și mai aveam rugăciunea de înțelepciunea lui Solon, poate zipsește. Asta! Că mie mi-a fost drag de înțelepciune. Mi-a zis numai probleme.
Spovedania. Spovedania, principiul transferului din psihologie. Problema este că îi învață. Spui, vine entitatea respectivă. Nu știi să te aperi, nu ai ceva la mă, oprei și o faci. Asta tot. Asta îți trebuie timp să cunoști toate lucrurile, să treacă prin minte, să ai un duhovnic foarte bun, care să-ți facă, să ajute să zgulești în cap. Spovedanie e cea mai bună formă de terapie. Dacă ai făcut cât trebuie. Bine, nu că am intrat într-o moschee și am intrat într-o biserică catolică și că am fost la circ. Pe circa cine mi-a făcut? Drag. Păi dacă eu am fost gimnast, am fost campion mondial de gimnastică, ce să fac după ce m-am las? Antrenor și altceva ce? Am fost halterofil. Ce să fac? Piramida la cer. Am fost ce vreți să fie. Te-a făcut Dumnezeu. Evident că erau de la Dumnezeu toate și circul și toate. Nu e niciun chimp pentru animal. Bine, dacă te poți spune pe el. Astea-ți prostii. Nu mai vreau să zici copiii să vadă un animal. Așa mai de aproape. Eu regret circul. Da, unii sunt prea bătuți în cap. Eu regret circul pentru copiii mei. Că eu am fost la circ sau nu, dacă vreau mă duc afară. O să ducă și ei afară. Nu? Bun. Nunta. Una dintre taine. Este. În timpul nunții se manifestă principiile divine. Masculine și feminine. Și când se pun coroanele pe cap, într-adevăr, oamenii respectivi devin Dumnezei. Prin ei se manifestă Maica și Tatăl. Ea devine principiul feminin, el devine principiul masculin. De asta, să știți că e importantă în taina nunții fecioria și curățenia. Voi nu știți. Da, imaginați-vă că doi oameni sunt ca două ulcioare. Și ulcioarele astea, atunci când ești fecior și fecioară, au o energie care e pură. Care se pierde după actul sexual. Fecioria de asta este o formă foarte bună de apărare împotriva răului. Este momentul în care ești fecior, fecior, fecioară, ești foarte puțin vulnerabil la rău. Și fecior, fecioria se recapătă la rău în 7 ani de abstinență sexuală. Eu am o problemă. Și am avut doar o problemă să mă apropii de fecioară. Nu că știu ce înseamnă. E ca și copilul acela. Din perspectiva asta, și firesc că fiind fecioară și fiind pură și fiind fecior și fiind pur, principiile divine se manifestă mai ușor decât prin cineva care e mai puțin curat. Înțelegeți? Da, astea sunt toate timpuri. Acum situația este asta. Evident că în familie se manifestă toate problemele. Sunt o formă de educație, nu înseamnă că e ultima. Dacă mă întrebați pe mine dacă trebuie să treceți prin asta, absolut da. E o școală foarte bună, spirituală, să înțelegi ce cauți pe planeta asta, să faci parte din. Adică, e o experiență pe care trebuie să o ai în viața asta. Da? Ca și cale de vindecare. S-a pierdut și haul din vindecare. S-a pierdut școală. Da? V-am zis, există Simeon Stâlpincu care a început să scoată demoni.
Și la un moment dat sinodul e interzis, el s-a supus, după aia când sinodul și-a dat seama că e ascultător, l-a lăsat să-și facă bine mai departe. Adică, el s-a supus sinodului. S-a pierdut taina vindecării. Dar nici măcar nu au curiozitatea să încerce să o refacă. Femeia în ortodoxie. Varză. Dezastru. În primul rând, în ortodoxie, singura metodă de evoluție spirituală este dacă te duci la teologie sau te călugărești. Tu, ca mirean, nu poți să mă ridic deasupra unui episcop ca mirean, chiar indiferent cât capabil. Doar dacă să mă duc și mă sfințesc așa, puznic. Dar tot mă să fiu ca un episcop. Faptul meu că există preoția cu Melchisedec care poate să facă lucruri. Motivul este pentru că ei au vrut să aibă un monopol asupra puterii. Un monopol asupra e o problemă de control. Ei n-au înțeles că eu nu trebuie să controlez pe nimeni. O problemă de control. Eu nu trebuie să controlez pe nimeni pentru simplu motiv că fiecare despre pe Dumnezeu, fiecare răspunde față de Dumnezeu, nu pot să fiu responsabil pentru ce face celălalt. Și ideea de control, în general, a unui sistem este greșită. Și atunci monopolul ăsta asupra puterii a făcut să dea putere doar... ca nu cumva să... țeapă. Cine te împiedică pe tine ca episcop să pui mâna în cap cuiva și să-l faci episcop? Pentru că episcopii sunt deasupra canonelor. Cine te împiedică pe tine să dai preoția aia, o preoția aia, ca preot. Pentru că știți cum se făcea, nu? Cum se făcea episcopii. Și a rămas asta, să nu credeți că acum trebuie să dea cu tămâie și să... Nu. Se întâlneau doi. A rămas treaba asta așa. De episcop. Punem mâna pe capul ăsta, facem rugăciune cu borul Duhul Sfânt. Pa! Episcop. Eu vreau foarte serios. A, ritualurile care au fost inventat? Da, merg, funcționează. Dar principiul punerii mâinii pentru sfințirea unui episcop a rămas același. De mine. Vă e clar? Deci, voi, noi mai, prin călugărie, mai putem să ajungem, știi, la un anumit, da, femeia. Am cunoscut-o pe maica Veronica, știi? Maica Veronica, episcopul de acolo, de la Galați, nu știu cum îl cheamă, nu știu cum, Gălățeanu. Ei, Gălățeanu ăsta e bază. Și răuț, răuț. Adică nu. Și la un moment dat a lansat zvonul cu maica Veronica a murit. Băi, și a ajuns și la mine, știi? Și m-am dus la Galați. Și la Galați zic unele, bă, vreau să văd și eu. Vreau să merg și la maica Veronica. Păi, hai. Mergem la Vladimirești. Era slujba, slujba frumos afară. Taica Popa slujea pe acolo. Taica Popa avea... Era de cer 6, așa. În 6 jos. Și zic, hai du-mă și pe mine acum la măruntul lui Maica. Care mărunt? Păi n-am murit? Cine să mă? Maica. N-am murit, mă uit acolo în slujbă. Deci, făceau slujba afară. Știi că ocazia asta putea să stea și în liturghie, știi? Și după... Bine că am văzut atunci, că după aia n-am mai văzut-o. M-am dus la ea în chirie să stau de vorbă cu ea. M-a primit la ea în chirie și îmi zice... Știi care avea de H98? Maica. În liturghie. Oful meu cel mare este că eu nu pot să fiu decât Maica Stareț. Evident că e greșit. Că ar trebui să existe cardinal femei, episcop femei, preoți femei. Am văzut toate știți că eu, dacă am crescut în ortodoxie, evident că nu am fost de acord. Și la un moment dat am văzut o emisiune de... Era o preoteasă anglicană.
soldat în armata engleză. Deci aveți cuvântul meu de onoare. Deci știți că mi-am îmbrăcat tricou verde, pantalon de camuflaj, bocan. Și o cruciuță mică catolică la... Avea cruciuță? Era la Biserica Anglicană, mi se pare. Cred că avea cruciuță la gât, mă țin. Și era preoteasă de trupe. Și a început să povestească ce caz întâlnește aia și ce vorbește cu soldații. Psihoterapie, zicea. Spovedare. Foarte mișto. Mi-a plăcut foarte mult. Și după aia am întâlnit psihanaliste, psihologe, psihoterapeute, ca să-mi dau seama că pot să fie cu mult mai bun duhovnici decât preoți. Dar asta nu-i treaba mea. E problema ortodoxiei. Pentru că atât timp cât nu o să aibă principiile, și așa Biserica Ortodoxă are un avantaj care preotul căsătorit, având preotul căsătorit, ce se întâmplă? Vine cu principiul Yin-Yang. Chiar dacă femeia nu intră în altar, principiul Yin e la Taica Popa. Deci e o formă de aia așa. Adică avem principiul Yin în Biserică, dar așa, prin Maica Taica, adică Taica Popa e în altar, preoteasa stă acasă, dar Yin-ul și Yang-ul sunt în Biserică. La catolicism n-au așa ceva. Aici toți popii sunt celibatari. Și aici au o problemă cu preoții catolici. Sunt chiar curios. Dar după ritmul care merge, cred că mai degrabă acceptă catolicismul preoții a bisericii decât ortodoxia. Și o să vorbim un pic despre misiunea cristică. Cât putem să stăm aici? Încă jumătate de oră pot? 45 de minute? 50? O oră? Bun! Deci am luat esența venirii Hristos, da? A fost propovăduit. Da? A fost așteptat. Piatra pe care n-au luat-o în seamă Zicitorii, s-a pus în capul unghiului. Hristos, piatra, n-a luat-o în seamă niciun rabin, s-a întors, s-a pus cu unghi. Ok? Bun. Bun. Acum trebuie să înțelegeți un lucru apropo de Hristos. El a venit. A studiat cărțile. Da? A studiat cărțile pe care le avea. Avea Talmudul, ce mai avea pe acolo. A citit din Isaia și mai multe, da? Bun. Și a ajuns ca și mine, ca concluzia. Degeaba că nu pot să fac nimic. Și atunci a început să caute. Și există dovești științifice cum că Iisus s-a plimbat în diverse locuri din lume. Ok? Unele dovezi sunt indirecte, cum ar fi pildă din creștinism. Pilda asemănătorului. Pilda paiului și bârnei din ochi. Parabola comorii. Sunt multe. Care provin din budism. Din budismul tibetan, din Tibet. Acum trebuie să înțelegeți un lucru apropo de înviere. Învierea a fost importantă în Iudeea. Dacă Iisus ar fi înviat în Tibet, ar fi zis ea, ce cool! A reușit? Foarte bun, maestru. Foarte tare. Dar n-ar fi avut efectul pe care îl are, l-a avut în Iudeea. Din următoare considerente. 1. Iudeii nu credeau în viața de după moarte. Erau saducheii și farisei. Și unii nu credeau, nu mai știu care, nu credeau în viața de după moarte. Și atunci trebuiau să... Deci era necesar pentru Dumnezeu să demonstreze învierea, special ca să le demonstreze viața de dincolo de moarte. După aia, învierea nu e nouă. Îmi pare rău că vă dezamăgesc. În Tibet
se practica chiar și zidirea. Zidirea în celulă până când reușeai să ieși din corp. Unii mureau așa, mă rog. Reușeai să ieși din corp, reușeai să ieși, te extracorporalizai, învățai să-ți oprești corp, să-ți oprești cum se cheamă, funcțiile vitale. Și există chiar cazul unui lama tibetan care și-a ținut corpul oprit, mort, timp de 6 ani. Și în ăștia 6 ani a preluat corpul unui alt om, unui bogătaș, special ca să înțeleagă sexualitatea. Adică el era călugăr, fiind călugăr nu putea să facă prin corpul lui, a murit un bogătaș, atunci a intrat în corpul respectiv, a trăit cu, ăsta era bogat, avea mai multe neveste, sau a trăit 6 ani acolo, a experimentat sexualitatea și s-a întors în propriul corp. Bineînțeles, vreau să vă spun, faptul că e așa, nu contrazice frumusețea, lumina, harul, vibrația și meritul lui Iisus. Asta încerc să vă explic. Ceea ce vreau să subliniez este școala spirituală pe care a urmat-o Hristos. Aici nu e vorba de credință. Nu s-a trezit într-o dimineață și a început să facă mină. A învățat să facă mină. Pilda, predica de pe munte, am zis că este predica sacră de pe muntele de săvârșire lui Hermes. Asta înseamnă că a studiat pe Hermes. Pildele sunt pilde tibetane. Știți că am vrut să fac mișto, domnul ăsta, doamne, eu am putut să sarcal. Am vrut să vă spun bine ați venit. Eu sunt calea, adevărul și viața noastră, nu să vă spun. Eu sunt Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Sună foarte frumos, da? Dar prima oară treaba asta și că a fost pusă de Krishna. Ați înțeles? Nimic nou sub soare. Faptul că el a adunat toate lucrurile astea și a făcut ceea ce a făcut de la minuni. Mersul pe apă, exorcizările, vindecarea orbului, învierea lui Lazar. Bă, am încercat, n-am reușit. Mamă, nu s-a trezit nimeni din morți. Eu am pus mâna pe dat. La propria moarte, învierea, ridicarea la cer, știți că din toate astea nimic nu-i nou? Nimic. Ridicarea la cer, mai e cineva care să ridică la cer? Enoc și Ilie, da? Moartea și învierea v-am povestit cu Tibetul. Minunile, mersul pe apă. Ei și în Tibet sunt cei care e ca în firmele aia, Shaolin, mai țineți minte? Multe. Deci există. Dar ceea ce este frumos este planul pe ansamblu. Frumusețea planului pe ansamblu. Aia e frumos. Și faptul că l-am împlinit, faptul că a avut toate ispitele să nu le plinească. Mai zic, pe Petru care spune Doamne, dar de ce să te duci tu la Ierusalim să te cuci? Mai bine stăm aici, facem niște căbănuțe și trei cabriți. Și mai țineți minte ce a zis Hristos. Înapoi a mea, Satana. Și s-a dus la Ierusalim. Este una dintre cele mai mari. Cum să vă zic eu? Unul dintre cele mai mari niveluri spirituale la care poate să ajungă, de exemplu, un yogin, este să-și prevadă propria moarte, să o accepte. Acceptarea. Greu. Toată lumea, am dat din colț în colț. El s-a dus. Și prin asta am deprinit un plan divin. Asta l-a făcut, de fapt, Fiul de Dumnezeu. Împlinirea acestui plan divin. Crucificare și înviere. A făcut ce și-a propus. El a făcut ce și-a propus. Mă rog, ce a spus Dumnezeu.
calea lui, ceea ce n-au înțeles, nu este faptul că te rugi de cap de icoane, de cinatul ăsta, Nu. Calea lui, știți care e? Știți care este esența? Esența vieții lui, citatul. Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, să mântui, ci cel care face voia Tatălui meu. Cel mai greu. Pentru că Tatăl te va pune să faci și împotriva legii, și împotriva, și împotriva, și împotriva, în funcție de ce ai tu nevoie ca să faci acestea. Și ce oare l-a făcut pe Hristos să poată să facă treaba asta? Sufletul. Esența cristică e sufletul. Aici are adaptate. Nu cu mintea, cu Iuda, ci cu sufletul. Da. Mintea coroborată cu sufletul, să știți. Pentru că în ce spunem, vezi că e mult adevăr. Adică înseamnă înțelegerea pildelor. Nu poți să le spui fără să le înțelegi. A înțeles pildele, a știut să le transmită mai departe, a înțeles să le pună în aplicare. Dar la bază lui, el, ce are Hristos, cel mai important lucru, este ascultarea deplină de Tatăl. Încrederea deplină în Tatăl. În rest, minunile s-au mai făcut. Și în Biblie, și ce vreți voi. Dar ascultarea de Tatăl, perfect. Milimetri. Greu. Ceea ce te împiedică să asculte de Tatăl e egoul. Frica. Frica de ce zice lumea, frica de conveniență, frica de, dar de ce, dar pentru ce, dar ce se întâmplă, dar... Toate astea. Aia. Ce nu mai greu. A fost necesară învierea? Absolut, da. Ca să înțeleagă ceilalți. A fost necesară moartea lui? Da. Să zici că în universul material, dacă vă dați seama cât de mic este planeta asta, că există planeta asta, că nu există. Tot aia e. Adică aveți impresia că se schimbă. Deci dacă într-o zi, să zicem, dăm delete la tot ce înseamnă, deci nu este tot Hristos cu tot cum e. Se modifică ceva în universul material? O să stea vreun soare undeva prin care va te. Se oprește în loc. Nu. Este un eveniment cosmic. Un eveniment universal. Un eveniment spiritual universal. Absolut, da. Prin prisma fiilor de Dumnezeu, da. Dar raportat la planeta Pământ, devine un univers, devine un eveniment cosmic, universal, spiritual, prin prisma fiilor de Dumnezeu. Pentru care a venit inițial. Oare se cade ca pâine pe care am venit să o dau copiilor? Să o arunc câinilor? Da, Doamne, de la masă stăpânii în frământurile să dau câinilor. Faceți diferența între copii și câini. Între miei, mielușele și mieluțe. Pe Petru. Că îi dăm grijă pe toți. Dacă sunteți curioși de pergamentele care confirmă prezența lui Iisus în India, e un tip care a găsit pergamentele la Nicolae Notovici. Pilda seminței care cade, parabola comorii, pilda bârnei din ochi, etc. Reîncarnarea și creștinismul. Creștinismul a scos reîncarnarea din. Asta într-adevăr pentru că poți să evoluezi într-o viață foarte mult. Dar a greșit. A greșit prin faptul că au crezut că omul poate să evolueze la perfecțiune într-o viață. Ceea ce nu s-a putut pentru că nici măcar n-a avut dată. Deci e greșit.
Ei au crezut că sperindu-l pe om cu iadul, îl va o apropia de Dumnezeu. Greșit. Știi ce zice omul? Bă, dacă tot mă duc în iad. Eu la fel aș face. Bă, nu mai am nicio șansă. Bă, dar măcar mă duc și pe cazat. Nu? M-a zis Hristos. Ori fierbinte, ori rece. Păi nu mă duc acolo să fiu un împingător de vagon. Mă duc să fiu șef. Pe mine nu mai au eu, am vorbit. Nu mă primesc. Și că țină conferință. Îi mântui pe aia de acolo. Le deschid. Le vorbesc. Vă dați seama cum ar fi să le vorbesc despre conștiința de sine. Urmarea lui Hristos. Ce? Nu ar putea. Pilda palmei cu obrazul e tot budistă. Când dacă dă cineva o palmă, se întorci și obrazul celălalt. Mă rog, n-are importanță. Unele sunt hinduse. Pilda babei de mușca. Sunt 112 paralele între creștinism și budism. Cam greu să fie de la Duhul. Dar până la urmă nici măcar asta nu are importanță. Importanța e că la trebuie niște inițieri. Inițierile astea l-au format ca individ. Important e că a știut care e drumul lui. Important e că l-a urmat pe Dumnezeu. Important că Dumnezeu l-a dus pe calea asta. Și important că a făcut ceea ce a făcut. Există niveluri superioare, eu sunt absolut convins pe dat. Nu sunt convins, știu. Treaba voastră este să vă deschideți. Sunt absolut convins că vă ajută ca intermediar. Dacă mă întrebați pe mine, Iisus poate să fie un foarte bun, o foarte bună călăuză pe calea voastră spirituală. Fiecare are să accepte sau nu. Dar eu vreau să vă spun că nu e singura. Mi s-a spus că doar eu astăzi povești. Nu există iubire fără alegere. Oricum îi ori pe omor. Te iubesc. Oricum îi ori pe omor. Ce alegi? Dacă nu ești iubire, te duci în ea. Unde e iubirea în ecuația asta? Adică tocmai aia pe care a venit să o propăduiască, ca să nu ți-ai sediuții ăștia când au spus că este preîncarnare? Trebuie că am ajuns un schit undeva în munți. Nu se spune unde și cred că nu mai trește bătrânul ăla să se întâmplă cu vreo 25 de ani. Și prin munca am ajuns, ne-a zis. Deci un schit de la, știți cum? Sub stâncă, puși niște pereți și un geam. Și era îmbrăcat în costum de tradițional românesc. Avea o ie, mă rog, o veste și fata un de negre de trugă. În barbă și barbă. Și era o biserică de aia făcută dintr-un singur lemn. Noi ca românii. Că asta înseamnă să te mântuiți. Te plimbi genunchi în fața bisericii, înainte și înapoi. Sigur îți crește conștiința spirituală. Și a făcut turul bisericii, lucru care l-a enervat îngrozitor și ne-a zis, bă, adică, voi ați înțeles, mă, ce ați zis acolo cu Ioan Botezătorul care ce trebuia să vină? Ce tot stați în genunchi pe acolo? Mai sunt și călugări de ăștia. Țin minte că eram la Ierusalim, în loc unde a stat capul meu Botezător. Și toată lumea acolo, știți? Nu, mie. Eu m-am dus direct acolo. Dar el s-a dus să pupă icoane, știi? Dar eram acolo, la locul unde stătuse capul căpățâna lui șeful cavalerului de Malta. N-am putut. Cred. Și degeaba. Și chiar și vine mai cuță. Și eu toți. Și vine pe acolo. Ce căutați mai aici? Ce mă? Și luați energie de acolo. Din locul ăla. Mă rog. Bine, acum trebuie să ne ducem un pic la biserică. Capul e acum la moscheea albastră, parcă. La Stambul. Îmi dai seama că dacă a fost mahometan în alte vieți, trebuie să-i ajute și pe el. Pe asta acolo, care plăți. Ce? Păi, dar trebuie să-i ajute, că le-a făcut destule.
Deci, e greșită. Reîncarnarea va fi că ne convine, că nu ne convine. E important să gândiți voi treaba asta și să treceți peste ea. Eu sunt pe principiu, văd, decât să mă chinui 100 de vieți, mai bine rezolv totul acum și la revedere. Și mi-aranjez venirea viitoare. Cruce. Hai că nu mai am. Mai am un pic despre moarte. Ceea ce a adus greșit creștinismul la voi, pentru că nu mă consider dac, la daci, e frică de moarte. Bă, daci ăștia care v-am spus, apropo de ritualul ăla de 7 zile. Bă, în 7 zile, vă spun eu, când încep să se elibereze spiritul de corp, pentru că se trag toate structurile, știi, la 7 zile de post, încep să te topești. Și atunci, să duc structurile. Și rămâi tu cu sufletul. Și îți dai seama că sufletul tău e într-un aparat care nu mai funcționează bine. O să vedeți, mâna, știți ce? Exact. Deci te miști ca un roboțel. Și îți dai seama că mâna ta nu-i mâna ta. Că tu ești acolo, nu poți o miști. Noi ne identificăm cu corpul. Ei, în momentul în care reușești să vezi treaba asta, diferența între spiritul tău, că e nemuritor, și corp, mai ți-e frică de moarte. Poți să memori corp. Perfect. Să rămână de eliberat. Știți că mă sună telefon, bă, ai grijă că să pup popii pe tine, o să-ți fac un slujbele de mormântare. Îți fac slujbele de mormântare. Adică, mă rog, am mai avut. Și mă gândeam, dacă mă omoară, o să ducă tot ce are pe mine. Pentru că răul peste care ai trecut, rămâne acolo. La nivel de umbră. Tot ce n-ai sublimat. Nu mai bine mă așteaptă să mai sublimez câte ceva. Ca să ducă mai puțin. Mă rog, mi s-au zis mai multe că... Dar trebuie să anunț. Mie nu mi-e frică de moarte. Eu m-am plimbat prin testele. Și am o țidulă de... Cum că dacă vin pe pământ și fac, nu toată lumea așa ceva, orice fac, știți, ca pe vremea lui Mușchetarilor, orice a făcut este numele reginei și, sau regelui și se consideră că e liber de... Ați înțeles? De-aia n-am. O am. Și atunci, oricum scap. Oricum. Și dacă mă omoară, tot scap. Așa că nu vă fie frică de moarte. Cu viața mea e greu. Nu, moarte. Am câștigat frica asta de moarte după creștinism. E indusă de biserică. Vrei păcătui, vrei muri, vrei muri, te duci în ea. Taci, n-a vrut așa ceva. S-au transformat românii în niște lăuze. Sorry. Greșit. Nu știu, așa am învățat termenul. Nu e din misoginism. În sensul că nu poți să faci nimic. Treceți peste. Frica de moarte. Și o să vă eliberați. În Dumnezeu. Vine cineva la voi. Nevasta. Te părăsesc. Când? Adică, în orice lucru există o variantă de înălțare, știi? Te omor. Bine. Dom'le, îți ia banca acasă. Dintr-o anumită perspectivă, e mai protejată, știi? Sau mașina. Adică, întotdeauna poți să gândești la un pozitiv. Poate să te eliberezi de o grămadă de chestii. O chestie de-astea care pare nasoală, prima. Eu, când am avut o dată, am avut viziunea unui accident de mașină. Și m-am văzut după accident de mașină la Aliu, în cărucior. Și am zis, bă, pe vedere să ajung în cărucior. Cum o să fie? Și zic, am rezolvat problema cu doamnele. Deci asta e, puf. Am rezolvat problema cu sportul. Am rezolvat problema cu
Ori, ce rămâne de făcut? Foarte multe. Evident că n-am rămas în cărucior. Mi-am sucit gâtul, mi-a sărit o vertebră, dar n-am murit. Adică există viață după orice. Prima oară nu mai vezi. E partea aia în care nu vezi ce s-ar putea întâmpla după. Dar există viață după orice. Deci crucea. Crucea asta a apărut foarte târziu. Deși se spune că primul crucifix datează din 1700 înainte de Hristos cu un om crucificat. Pe un crucifix. Eu nu am problemă cu crucifixul. Pe mine nu mă afectează crucifixul. Sunt foarte mulți oameni care sunt afectați de crucifix, blocați de crucifix. Nu mă afectează crucifixul pentru că am fost gladiator. Și fiind gladiator, am murit pe cruce, la un moment dat. Aveam o problemă. Inițial, nu mă puteam uita la filme pe cum patimea lui Hristos sau... Deci, mă durea oasă. Păi zice, mamă, zică, știi, noi nu putem să percepem chiar așa empatic un lucru decât anumite condiții. Mă rog, am făcut regresie, am descoperit că am fost gladiator și că într-una din vieți am fost crucificat. Lucru foarte drăguț de altfel, pentru că e de neuitat. E de neuitat. Și dar îți dau un un ascendent. Nu treci de două ori în aceeași experiență. Și pe mine nu mă afectează nici crucifixul, nici crucea, nici nimic. Indiferent unde sunt, pot să fiu la minus. Mă plin pe la minus. Mă ridic, fără pe sus. Pentru că nu mai are puterea asupra ta cruce, odată ce ai fost pe ea. De asta, dintr-o anumită perspectivă, respect pe Dumnezeu pentru asta. Pentru că știi ce înseamnă. Și mi se pare absolut senzațional că Tatăl s-a hotărât să facă treaba asta. Foarte. Bine, 5.000. Cam atât s-a fost crucile. Gladiatorilor. Mă rog. Partea istoriei. Gladiatorilor Spartacus. Dar încercăm să explică pentru unul care s-a căcat pe cruce la propriu. Și s-a fișat pe cruce la propriu. Pentru că, nu știu dacă vreți să știți, crucea și crucificarea n-are nimic divin în ea și mie nu-mi place deloc crucifixul și asta e crucifixul Sfântului Benedict și, mă rog, îl păstrez, da? Există o carte despre Giurgiu din Torino care a fost făcută de pompieri americani. Nu știu dacă știți, există un departament special al pompierilor americani care investigează incendiile. Deci, la nivel de microscop. Și ăștia au studiat Giurgiu din Torino. Inclusiv praf, inclusiv sânge, inclusiv polen, inclusiv pot să spună cu exact de pe unde a trecut Hristos că are polenul de flori. Moartea prin crucificare se face prin asfixie. Adică, că de asta se spune cu certitudine că Iisus a murit pe cruce. Pentru că asfixierea se produce prin blocarea mușchilor intercostali. Blocarea mușchilor intercostali se datorează faptului că El, stând foarte mult pe cruce, cu
picioare în X, pentru că e o întreagă poveste de crucificare, cum se bagă cuiu. Că eu am întrebat, cum se băgau cu ele și cu ele? Nu sunt în palme cu ele, sunt aici. Palmele nu rezistă. Unde se bagă cu ele? În picioare. Au fost trei, au fost patru cui. Mă rog, întreagă poveste, că de asta e unul dintre punctele de între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Câte cui au fost, cu câte cui a fost crucificat Hristos? Ortodoxi. Cu patru. Catolici. Cu trei. Mă rog. Chestii de astea. De mentru. E, și atunci, prin statul în picioare și sprijinul ăla se blochează mușchii. Picioarele, da? Și omul începe să atârne. Să atârne în brațe. Când atârne în brațe, se întind mușchii intercostali. La un moment dat, se blochează și unii și alții. Când se blochează unii și alții, nu mai poate să respire și se umplu plămânii cu lichid. Și atunci, semnul că omul este mort, este când îl înțeapă în plămâni și iese sânge în loc de aer. Dar, ca dacă nu o să fie complet, că de asta e ce e, și de asta spun ce spun și de asta nu pot să zic că îmi plac crucifixele, este că în momentul în care ești pe cruce, se relaxează sfincterele. Prima. Adică te caci și te duci pe tine. Adică să n-ai umilință mai mare. Adică Dumnezeu a fost umilit în ultimul grad. Na, vrei să fiu om? Cacă pe tine. Asta e frumusețea. Că a trecut prin asta. Și într-adevăr, că știu pe cineva care i-a zis de pe cruce, dacă ești bun, dă-te jos și stai în locul meu. Odată. Și el a stat. Bun. Crucifixul apare prin 700 după noi. Fericirile. Fericirile sunt luate din Solomon. Până și interpretarea lor a creat problema din ziua de azi. M-am uitat astăzi de curiozitate să dați dexologia ortodoxă, să vezi ce poate să stâmpenii poate să spună la capitolul fericiți cei ce plâng, că cei se vor bucura. Trebuie să plângem păcatele noastre. Să fim nefericiți ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne bucure în lumea de dincolo. În ziua de azi. Deci, sunt atât de idioți și de lipsiți de cultură și de școală, că nu înțeleg că înseamnă să induci unui om o stare rea. Dați Google. Școala ortodoxă, Dex ortodox și citiți fericire. Și vezi ce spune. Te-ai mâinile de cap. O grămadă de cretini. N-au nici împlin nici mânecă cu omul. Cu educația omului. Nimic. Fericiți cei ce plâng că se vor bucura, e ca în legele lui Murphy. Păi evident că dacă ești nefericit, nu poți să fii decât fericit în puii mei pe lumea asta. Că dacă ți-e rău, bucură-te când poate să fie decât mai bine. Asta e toată fericirea. Nu zice nimeni de că dacă ești nefericit pe lumea asta, îți garantează că o să fii fericit. Ba, din contră, că dacă ești nefericit pe lumea asta, n-ai cum să fii fericit pe lumea asta. Că te duci cu toată nefericirea ta. Cu toate neînțelegerile tale și cu toate tâmpenile din cap. Dacă considerați, deci sunt lucruri pe care pot să vi le dau în scris. Și unul este felul următor. Doamne, dacă tu crezi că vei găsi fericirea dincolo, deși ești nefericit aici, vă anunț că nu. Așa cum pleci, așa te duci acolo.
Și acolo, dacă ești un nefericit și un depresiv, o să vină ăștia care au fost, cum se cheamă, duhovnici și psihoterapeuți în viața asta și te ia frumos de mână. Hai să explic cum stă lumea în viața asta. Deci, poate că nu mai costă o sumă modică. Poate găsiți unul care să vă facă moca pe partea aia. Dar vă garantez că nu scăpați de psihoterapie dacă sunteți niște depresii. Dar de ce ești nefericit? Dar ce ți-ați s-a întâmplat pe lumea cealaltă? Bă, uite ce mi-a făcut mama, tata și... Și ajung tot acolo. Starea cu care plecăm din viața asta, înțelepciunea cu care plecăm din viața asta, lumina cu care plecăm din viața asta, aia. O să o avem și acolo. În cele ce te voi găsi, în acela ce te voi judeca. Și nici măcar nu-i putea de judecat. În locul, cu locul ăla rezonezi. Te duci singur, nici măcar nu te ajută cineva. Consider că trebuie să fii chinuit. Știți cum te duci frumos? Unde e ăla pentru cei care... Aici, poftiți. Singurel. Pentru că tu consideri că trebuie să te chinui. Singur te duci. Atâta timp cât o să considerați că o să trebuie să fiți pedepsiți, o să fiți pedepsiți. Dacă nu, mai aveți o șansă. În altor de idei, îmi trimite, i-am scris, îmi pare rău, i-am scris că n-am mai stat, îmi trimite o tipă aia. Și am trimis un mesaj în prin față și am făcut o tută. Mi-am culpa, îmi pare rău. Dar știi ce îmi spune? Îmi zice, cum pot să îndemn la rugăciunea, știi, cu clasa politică? Când Iisus e împăratul păcii. Nici măcar nu s-a autoproclamat vreodată împăratul păcii Hristos. În veci. A zis, eu nu am venit să aduc în lume pacea. Am venit să aduc în lume sabia. Și a făcut-o. N-a zis niciodată de pace. Fericiți cei făcătorii de pace, căci fiii lui Dumnezeu se vor numi? Da. Dar eu n-am fost făcător de pace. Niciodată. Toată istoria. Confirm ce spun. Uitați tâmpenile care mi se bag în cap. A avut o misiune personală, a făcut-o. Să vă fie clar. Dar nu mai luați ca pelicani tot ce mi se spune. E împărat? Da. E Dumnezeu? Da. Dar în niciun caz împărat al păcii. Orice. Da, nu am păcii. Când eram mic, mic însemnând student, prin facultatea de medicină, mergeam la Părintele Pantelimon. Și ca să înțelegeți cum am lucrat eu sunt de la care, băi, stă dracu, hai să-l vedem. Eu așa sunt. Și într-o zi mă duc la Părintele Pantelimon și îmi spune, dracu, și când vii data viitoare, să aduci toate Biblie și toate Noile Testamente ale păgânilor. Ale... Și s-a apucat ale și-a dus și-a adunat. Că mergeam prin spital. Știți că spital tot veneau și mai lăsau. Nou Testament. Pentecostal. Baptist. Toate, da? Adventist. De ziua 5-7. Ați înțeles? Și s-a apucat ale și-a dus și-a adunat. Și m-am dus cu un vârf. Părintele la cernica în spate la bă. Mă rog, unde e bucătăria. Îl văd și-a fost. Părintele avea ca 1,50 m. Avea barba, fiind mică așa, barba lui ajungea până pe la plic. Era ca un pitic din alba ca zăpata, știi? Și cu bățul îmi învârtea într-un pop. Ce faci, Părinte? Arăt Biblie. Păi zice, Părinte? Sunt de alea. Și ce faci? Păi zice, trebuie să scap pământul de ea. Ia aici, Părinte. Punem toți Bibliile pe foc.
Acum n-am o problemă să o arăt și nici pe aia ortodox, să știți. Poți să arăt orice Biblie. Bun. Și dădea cu ăla, știi? Și mai ardea. Păi, părinte, dar de ce facem asta? Scoatem dragi. Cum, părinte? Păi zice, în Biblie, în astea, sunt scoase, sunt dragi teologi. Și o să vină peste noi. Că dacă îi ardem, vin peste noi. Și păi, ce facem cu ei? Învățăm. Că eu să ne pună probleme și punând de probleme, noi o să trebuiască să înțelegem. Și atunci o să înțelegem. Aha, părinte, și am ars Biblie, părintele. Acum îmi pare rău. A fost o chestie foarte utilă, pentru că am învățat foarte multe. Dar îmi dau seama că Biblia este o carte cu atâtea înțelesuri, încât toți pot să aibă dreptate. Și că fiecare poate să privească din perspectiva lui, poate să aibă adevărul lui și, culme, să fie chiar adevărat. Diferențele de idei din Biblie pot să fie toate adevărate. De ce? Pentru că, în realitate, lumea lumea este foarte diversă. Și cum să spun eu, Biblia fiind o carte scrisă în ebraică, are mult mai multe înțelesuri în asocierea celor 22 de litere decât ar avea limba română sau oricare altă limbă. Și atunci, asocierea din limba ebraică poate să însemne orice. Dacă ai ști spiritualitate și ai ști să citești în ebraică, ai ști la un moment dat să găsești multiple înțelesuri ale Bibliei care nu fac altceva decât să fie alte chei ale codului Bibliei. Din păcate s-au pierdut. Deci, am vorbit despre Hristos că a fost în Tibet peste tot. Da? În temple, a studiat în toate părțile. Ok? Asta ca să nu, că am fost întrebat de treaba asta. A studiat tot. Budism, hinduism, Tibetul, toate religiile în momentul respectiv. Ce mai vreau să spun? Ce? Mai tare că n-aud. Și atunci, dacă am ști ebraică, am ști să traducem Biblia cu mult mai multe înțelesuri, toate însemnând părți ale acelui așa de voi, al lui Dumnezeu. Există rabini care studiază cărțile sfinte și care se ocupă să descopere noi înțelesuri ale adevărurilor. Nu vă fie teamă să vă expuneți idei, nu vă fie teamă să expuneți păreri. Orice dispută de idei pe care o provocat, nu poate să fie decât constructivă, pentru că oamenii trebuie să vină cu contraargumente. A venit cu contraargumente, poți să-ți dai seama dacă ai avut dreptate sau nu și automat evoluezi și tu. Nu vă fie teamă să vă expuneți ideile, nu vă fie teamă să vă expuneți ideile public. Nu mai fie teamă. Și ce să vorbim? Că ai de la bicicletă? Să știți că, apropo de sfinți, eu am niște sfinți care, hai să zicem, m-au susținut așa din cer. Nu vorbesc de Sfântul Hainic, unde am învățat. Vorbesc de Sfântul Iosif de la Timișoara. Iosif de la Patru, da? Care a fost începutul, Sfântul a fost începutul cunoașterii mele. Sfântul Iosif de la Patoș. Întotdeauna duc cu drag acolo. A fost începutul evoluției școlii mele spirituale. De fapt, le-am analizat în timp. Mina, unde am început să înțeleg ce înseamnă vibrația și lumina. Sfântul Nicolae, care m-a scos de unde din Rahat de Enori. Mulți. Sfântul Nectarie.
Întotdeauna m-am apucat bine după lângă Sfântul Nectar. Tot timpul. Pentru că îi face să manifeste prin terapeuți și drăguții că chiar ajută oameni. Și nu în ultimul rând, Ciprian, Sfânta Paraschivă. Sfânta Paraschivă am avut discuții multe până să ajung să mă înțeleg cu ea. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, Părintele Arsenie Boc. Bun. N-am mai vorbit de smerenie, omeniță, moarte. O să discutăm despre treaba asta. Important este ce vreau să înțelegeți. Unu, nu vă mai închinați la minuni. Minunile sunt făcute să înțelegeți că Iisus a fost trimis de Dumnezeu. Ăsta e sensul. Minunile înseamnă au fost făcute special ca să asculte de El. Da? Să ascultați de El pe calea voastră până la un moment dat când vă pune în legătură cu Tatăl. Deci nu vă mai închinați la minuni. Asta e greșeala. Voi dați din puterea voastră interioară unor lucruri care sunt exterioare. Nu minunile sunt importante, ci Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă orice, dacă vrea. Da? Vă duceți să vă luați lumina la înviere. Nu e o bucurie pentru Dumnezeu să vă vadă acolo. A, vă duceți ca să cinstiți pe Iisus. Da! Dar nu că mă duc să-mi iau lumină. Pe cine ați cinsti? Pe cine ați prețui să vină la voi acasă? Unul care e foame și e mort de foame și vine să-i dai de mâncare? Sau unul care vine de drag să vă vadă? A? Voi vă duceți cu foamea în gât acolo să vă luați lumină. Aia e problema. Învierea ar trebui să fie bucuria învierii, bucuria praznicului, bucuria reîntoarcerii la Dumnezeu. Nu să duceți de lor lumină. Să ne plătească facturile pe anul următor. Ți-ai luat lumina anul ăsta? Cât? Ți-ai luat, vă luați și să mășeau aia. Cât preconizez că eu consumi anul ăsta? Atâta? Perfect. Nu ăsta e sensul. Sensul învierii este să vă demonstreze că se poate, că există spirit, că poți să ajungi la un minim spiritual, că poți să-l depășești, că. Nu să-ți dai. Gata, m-am spovedit. Da. Bifa. Vițel. Miel. Pască. Hai. La înviere. Repede. La înviere? Da. Hai la ouă. Ciocnim ouă. Iisus la înviere. De brat la înviere. Și gata. S-a încheiat înviere. Asta e sensul mie, în ziua de azi. Nu e asta. Și există energie deasupra învierii. Există lumini deasupra luminii care coboară la Ierusalim. Soi, pară că vă distrug un mic. Tot ce a făcut Hristos pentru om rămâne. Nu se poate fi distrus niciodată. Ba, dar odată poate cu pământul. Nu se distrugă pământul, dispare și pește. Nu mai știe nimic despre ceilalți sfinți. Știi ceva cum au devenit alții sfinți de Dumnezeu? Știm de unul. Nu o să mai fie Pământul pe altă planetă. Acolo de la zero nu o să mai știe nimeni. Da? Dar până la sfârșitul acestei planete rămâne învierea. Așa că nu uitați că aveți calea voastră. Urmați-vă calea voastră. Urmați-vă calea voastră către Dumnezeu. Bă, dar faceți-o. Nu mai faceți 80%. Că Iisus n-a făcut nici moartea, nici învierea 80%. Asta e diferența între El. Și alții. El a făcut ceea ce trebuie 100%. Bine, dacă se crucifica cu 3, poate cu 75. Mai erau mișto de biserici. Sper că înțelegeți. Bun. Vă mulțumesc că ați venit. Sper că v-am fost de folos. Vreau să vă deschid doar mintea încolo.
Lăsați prostiile cu Maria Magdalena, cu căsătoria, cu mai știu eu ce. Astea pot să fie, nu pot să fie, nici măcar nu am importanță că au fost, că nu au fost, că au avut copii, că nu au avut copii. Ba, din contră, dacă au avut copii, e mai ok, pentru că înseamnă că a fost mai uman. Decât unul care n-a făcut sex niciodată și care n-are cum să înțeleagă treaba asta, prefer un Iisus Hristos normal, care a avut nevastă, copii, nevastată, menstruație, a fost pe stop, le-a trăit pe toate. Doar că pe vremea nu putea să-l trimită după tampoane. Că nu erau. Dar a trecut prin toate astea, a fi trecut prin toate stările pe care trece un bărbat. Deci nici măcar asta nu e important. Important este scopul și să vedeți planul lui Dumnezeu pe ansamblu de întoarcere a Fiului de Dumnezeu înapoi în cer. Și nu uitați! Dumnezei sunteți și fie aici Lui prea înalt. Dar ca oamenii muriți și ca una dintre căpetenii, cădeți. Pa, pop! Ceau!